Bună ziua! Îmi spune Iulian Grozot, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și îmi face o deosebită plăcere să vă salut aici, în cadrul acestui... To welcome you on behalf of IEPRE. It's a launch event. ...dedicat reformei justiției, dedicat integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție în Republica Moldova. Justiție pentru Moldova. Este un proiect pe care îl realizăm în parteneriat cu Institute for War and Peace Reporting, este o organizație internațională. Ne bucurăm că facem acest parteneriat cu IVPR. Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova. Mi-e face o deosebită plăcere să văd în sală mai mulți judecători, procurori, juriști, avocați, experți, colegi din societate civilă și mass media. Evenimentul de astăzi are trei sesiuni, trei părți. Avem o parte solemnă, o parte oficială. Imediat am să prezint vorbitorii, după care am să fac eu o scurtă prezentare a proiectului și vom avea trei sesiuni, care eu cred că va fi una din cele mai interesante. Vom avea o dezbatere, o discuție cu privire la mersul reformei în sectorul justiției din perspectiva condiționalităților impuse de Comisia Europeană în contextul lansării negocierilor cu Uniunea Europeană. Sunt 9 pași. Primul pas ține de reforma justiției și mă bucur că această sesiune va fi moderată de Mariana Rață. Și iarăși avem vorbitori pe care ea îi va prezenta un pic mai târziu. Acum vreau să invit în sală, în scenă, pe doamna ministră, Veronica Mihailov-Moraru. Vă rog, puteți să vă așezați în centru. Domnul ambasador Ioanis Majeix, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, vă rog. Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova. Te rog, Petru. Și Alan Deves, director AVPR pentru Asia și Europa. Please, Alan. Eu voi modera această sesiune. Este o sesiune introductivă, așa că, doamna ministru, vreau să ofer dumneavoastră, în primul rând, cuvântul pentru a veni cu un mesaj de salut din partea Ministerului Justiției. Vă rog. Bună ziua, Excelență, doamnelor și domnilor, în numele Guvernului vă spun bună ziua și bine v-am găsit. Pentru început vreau să felicit organizatorii acestui eveniment pentru lansarea oficială a proiectului Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova, implementat și sprijinit printr-un parteneriat atât de solid, Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova. Și mai salutabil este scopul propus, și anume cel de a crește rolul societății civile și al mass media în eforturile de a sprijini aceste componente importante ale unui sistem de justiție veritabil, în special în Republica Moldova, unde suntem într-un amplu proces de reformare și de construire și de consolidare. Aș vrea să menționez că este cunoscut faptul că foaia de parcurs anunțată de actualul guvern pe sectorul justiției este documentul de politici adoptat prin hotărârea Parlamentului în decembrie 2021 cu privire la strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, în care au fost trasate trei direcții principale și voi menționa doar prima, care se referă la independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din justiție. Respectiv, prima direcție, această de intervenție din conform strategiei, corelează foarte bine cu scopul proiectului anunțat astăzi prin lansare și respectiv și deoarece reformele anunțate de guvern, alias Ministerul Justiției, sunt foarte complexe. Ne referim la mecanismul de vetting, revizuirea mecanismelor interne de evaluare, revizuirea mecanismului de răspundere disciplinară, simplificarea procedurilor judiciare și altele. Și evident, rolul societății și al mass media în acest proces ar trebui să fie unul mult mai mare decât până acum și salut ideea acestui proiect.
Rolul societății și al mass media și al societății civile devine unul și mai important în contextul, așa cum s-a menționat în partea introductivă. Reforma justiției devine extrem de importantă nu doar pentru statul nostru, dar și în contextul statutului nostru de țară candidat, având în vedere faptul că sunt niște condiționalități destul de clar formulate pe sectorul justiției, deoarece din cele 9-6 vizează justiția. Și în mod evident, eforturile depuse de către autorități trebuie să fie într-o manieră cât mai conjugată, inclusiv prin instituțiile statului, societatea civilă, dar și prin intermediul partenerilor de dezvoltare. Și vreau să mai menționez un lucru, că de fapt chiar ieri la Ministerul Justiției am organizat o reuniune a partenerilor de dezvoltare și a donatorilor, reuniune la care împreună cu toți cei prezenți, inclusiv ambasadori și șefi de misiuni diplomatice, am actualizat situația la zi pe sectorul justiției, unde suntem, ce restanțe avem, ce dificultăți avem, astfel încât și am anunțat inclusiv despre prioritățile imediate, foarte focusate pe următoarele luni, fiindcă avem un termen foarte scurt până la următoarea raportare, și astfel încât să putem, inclusiv cu implicarea partenerilor de dezvoltare, dar și a tuturor celor interesați, să ne conjugăm eforturile într-un mod cât mai eficient pentru a atinge obiectivele scontate. Vă mulțumesc pentru invitație și suntem foarte interesați să vedem activitățile propuse de acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă ministru. Domnul ambasador, ambasadorul Janos Jaix, please. Floor. Bună ziua, doamnă ministră, bună ziua, Iulian, dragi participanți. În primul rând aș vrea să-mi exprim recunoștința la adresa IPRE și a Institutului pentru Război, Studii Domeniului Războiului, pentru lansarea acestui proiect, pe subiect foarte important. Eu voi începe prin a argumenta de ce este important proiectul, deoarece un sistem judiciar funcțional reprezintă piatra de temelie pentru o țară democratică și stabilă, la fel cum este Republica Moldova sau alte state din Europa. Și aceste principii sunt, de fapt, consfințite și prin tratatele de bază ale Uniunii Europene. Iată și motivul de ce sprijinirea reformelor în sectorul judiciar reprezintă un punct cheie în colaborarea noastră cu Republica Moldova. Asta s-a întâmplat de la încheierea acordului de asociere UE-Republica Moldova, dar a devenit mult mai pronunțat acest obiectiv în următorii ani și, după cum a menționat doamna ministră, au fost realizate numeroși pași și pentru Republica Moldova 9 din 6 condiționalități impuse sunt legate de sistemul judiciar pentru eventuala aderare la UE. În ceea ce privește donatorii, partenerii din cadrul statelor UE vă vor sprijini în continuare pentru realizarea acestor schimbări prin expertiză, prin asistență tehnică. Dar dacă e să revenim la subiectul discuțiilor de astăzi, doar aceste eforturi s-ar putea să nu fie necesare, deoarece mi-amintesc ceva ani în urmă la o întrebare adresată de către un ziar: dar cine îi păzește pe paznici? Întrebarea retorică. Deci, reieșind din participanții la acest eveniment, eu aș răspunde clar, e vorba de rolul societății civile, de a sta cu ochii în patru pentru a vedea dacă reformele nu se rezumă doar la befare anumitor rubrici în căsuțe, în rapoarte, dar într-adevăr să fie identificate și roade concrete ale acestor eforturi. Iată de ce noi suntem bucuroși să vedem bunăvoința societății civile să își asume acest rol de paznic al paznicilor, de a sta de veghe, de a oferi expertiza de care dispun ei și de a promova interesele anumitor grupuri concrete din societatea generală și de a acționa în calitatea de evaluatori independenți a politicilor, a gradului de performanță instituțiilor publice.
și să fie și o portavoce în ceea ce privește obiectivele reformei în sistemul justiției în Republica Moldova. Deci eu sunt bucuros de oportunitatea de a discuta astăzi, mai ales în ceea ce privește procesul de vetting, elementele reformei în domeniul anticorupției, a instituțiilor de combatere a corupției și de îmbunătățire a capacităților organelor de procuratură în investigarea unor astfel de infracțiuni. Vă mulțumesc foarte mult, Excelență, ambasador Petru Culeac is given the floor. Bună ziua, Iulian, mulțumim pentru invitație. Stimate domnule ambasador, excelența voastră, stimată doamnă ministră, stimate domnule director, dragi participanți, pentru Fundația Soros este o onoare să fim printre cofinanțatorii acestui proiect important, finanțat de Uniunea Europeană, anume datorită faptului că este un proiect care va facilita o implicare mai plenară a tuturor actorilor centrale, a societății civile, mediului academic, în scrutinizarea, monitorizarea reformei justiției. De la independență încoace, Republica Moldova Permanentă a fost marcată de această sintagmă, reforme. Reforme am văzut constant. Reforma justiției este element central în ziua de azi, în toate discursurile, fie că este vorba de discursul politic, mass media, academic și așa mai departe. Doar în domeniul justiției, cred că am avut în jur de 3 mari reforme, una mai mică. Din păcate, rezultatele nu totdeauna au fost la nivelul așteptărilor. Ce am avut noi în ultimii ani? Am avut justiție parțială, justiție controlată politic, stat capturat. Cetățenilor deseori le era refuzată dreptatea. Republica Moldova, statul, a ajuns să fie în topul listei cazurilor pierdute la CEDO, iar judecătorii corecți, onești, erau constant supuși presiunilor sau marginalizați de sistem. E adevărat că pe parcursul anilor au fost și anumite progrese, anumite mișcări înspre un sistem de justiție mai corect, mai echitabil. Din păcate, totuși, vedem că schimbarea la fața sistemului justiției are loc mult prea lent, mai lent decât sunt gata să aștepte marea majoritate a cetățenilor. Justiția continuă să fie afectată de aceleași probleme. Integritate, transparență sau lipsa acesteia, independență, eficacitate. Continuă să fie la fel de problematic și cadrul instituțional de combatere a corupției. Lipsește finalitatea pe marele cazuri de corupție înaltă. Toate aceste realități se fac simțite în societate și în afara ei. Lucrul ăsta este demonstrat constant de sondajele de opinie publică, care arată un nivel, din păcate, destul de jos al încrederii cetățenilor în justiție. Toate aceste probleme și multe, multe altele, care nu neapărat le-am menționat, subminează din statul de drept, subminează încrederea cetățenilor în instituții. Statul Republica Moldova acum un an de zile a obținut statutul de țară candidată. Ne-am asumat și ambiția de a deschide negocierile până la finele anului. Ca rezultat am primit și un set de 9 condiționalități, deja menționate aici, marea majoritate a cărora se referă la justiție. Eu cred că acesta este un mesaj extrem de puternic din partea Uniunii Europene cu privire la care sunt prioritățile. În același timp, acest mesaj mai are o valență. Dacă ne uităm din alt unghi de vedere, poate fi interpretat în felul următor. Fără a face reforme consistente, veritabile în domeniul justiției, șansele de a deschide aceste negocieri cred că sunt destul de mici. Vedem că timp, din păcate, deci miza este foarte mare, dar timp pentru încercări timide sau reforme parțiale nu mai este așa de mult. În același timp, cred că provocarea principală este nu dacă finalizăm astăzi reformele, dar mai degrabă, cum ne asigurăm că mâine aceste reforme nu sunt deturnate sau și mai rău folosite pentru a recaptura statul și a permanentiza corupția în această țară. Ce urmează să facă statul? Este foarte important ca Republica Moldova să ducă
la bun sfârșit acest proces ambițios de reforme, poate cel mai ambițios proces de reforme în istoria Moldovei de la independență încoace. La modul practic, Republica Moldova trebuie să facă acest salt calitativ de la o interminabilă perioadă de tranziție spre o perioadă de construire a unei reziliențe democratice pentru a face față la multitudinea de provocări, atât la nivel național cât și regional, pentru a reduce din vulnerabilitățile față de amenințările externe. În acest context, statul, Republica Moldova, trebuie să asigure procese de calitate, procese administrative, decizionale și de ordin judiciar, pentru a corespunde acelor așteptări ale cetățeanului. Sistemul justiției, la rândul său, trebuie să facă același salt calitativ spre un nou nivel, astfel încât integritatea, profesionalismul, corectitudinea să fie integrate plenar în activitățile procurorilor, judecătorilor, organelor de urmărire penală. La rândul său, procesul de reformă trebuie să fie unul extrem de bine gândit și coordonat. De acest lucru depinde foarte mult legitimitatea procesului de reformă și sustenabilitatea acestuia. Spuneam că este foarte important să asigurăm că reformele nu vor fi deturnate în următorii ani. Autoritățile responsabile trebuie și mai departe să asigure un proces complex de coordonare cu actorii centrali, reprezentanții sistemului de justiție, societatea civilă, mediul academic, mijloacele mass media independente. Rolul societății civile, a mass media și a mediului academic nu poate fi neglijat. Este unul central, anume pentru a asigura o multitudine de puncte de vedere, pentru a asigura dezbateri plenare și dezbateri calitative, dar dincolo de toate a asigura analiza minuțioasă a oportunităților, a riscurilor, dar și a impactului sau a urmărilor acelor modificări instituționale sau legale pe care urmează să le facem. Fundația Soros Moldova, spuneam, susține acest proiect anume datorită acestui fapt, pentru că proiectul urmează să creeze premize pentru amplificarea acestui dialog, implicarea actorilor centrali în procesul de promovare a acestor reforme. Fundația Soros Moldova și mai departe va susține statul de drept, pentru că noi credem în felul acesta contribuim la un deziderat comun, construirea unui stat care să asigure respectarea drepturilor omului și un stat în care justiția este garantată pentru fiecare cetățean. Încă o dată, mult succes IPRE și Institute of War and Peace, dar de asemenea și autorităților în implementarea acestor reforme complicate. Mulțumesc mult, Petru. Ellen? Ellen. Se oferă cuvântul lui Ellen Davis, director Asia și Eurasia. Da, puteți veni și la tribună dacă vă este... Ala reprezintă organizația parteneră pentru IPRE. Pentru prima dată este în Republica Moldova. IVPR este organizația non-guvernamentală lider care sprijină investigații jurnalistice, lupta împotriva dezinformației și asta nu este unicul proiect implementat cu sprijinul lor în Republica Moldova. Respectiv, noi suntem recunoscători pentru acest parteneriat, în special deoarece avem și componenta separată pentru mass media și abilitarea parteneriatelor cu societatea civilă și cu mass media. Aveți cuvântul, vă mulțumesc. Practic, Iulian a livrat tot discursul meu. Bine, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată. Eu sunt cel mai tânăr din această sală, speram eu, dar mi-am pierdut speranța. Oricum, gluma deoparte, doamna ministră, excelență, doamnelor și domnilor, este o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici. Eu mă numesc Alan și eu sunt director pentru Asia, Eurasia și Europa al IVPR. Este un ONG pentru dezvoltarea mass media, activăm în domeniile legate de tranziție, conflicte și crize la nivel global. În Republica Moldova, noi vom contribui la dezvoltarea capacităților pentru combaterea dezinformării. După cum am zis, IVPR este un partener al IPRE în implementarea acestui proiect nou, Justiție pentru Moldova, cu finanțare de Uniunea Europeană și Fundația Soros în Moldova.
Eforturile instituției noastre în acest proiect se axează pe realizarea unui program de formare și dezvoltarea capacităților pentru jurnaliști de investigație și pentru analiștii respectivi în domeniul integrității. De asemenea, vom contribui la organizarea unei vizite de studiu pentru 4 judecători de instrucție și 4 experți în vetting. Integritatea, transparența este ceea ce ne interesează și pe noi la nivel de instituție și pe mine personal. În esență, noi considerăm că cu cât mai mult membrii simple ai publicului general sunt atrași în acest proces, cu atât mai protejată va fi societatea pe ansamblu. Și după câte cunoaștem noi, aceste aspecte sunt elemente cheie, sunt mereu pe agenda discuțiilor aici în Republica Moldova. Corupția, transparența, răspunderea reprezintă elemente cheie la nivel universal, nu este o problemă doar în Republica Moldova. Eu doar ieri am citit că la Washington membrii Curții Supreme a Justiției au fost criticați pentru luarea banilor de la businessul mare pentru a-i acoperi în unele probleme. Deci, vedeți, este o problemă omniprezentă la nivel global. Publicul din Republica Moldova a demonstrat un grad de intoleranță față de actele corupției și de abuzurile în domeniul justiției și astea trebuie să se schimbe. După cum s-a menționat, sondajele de opinie publică demonstrează în continuare că corupția este privită drept o problemă cheie la nivelul societății Republica Moldova. Decembrie 2022, de către IRE, respondenții au menționat corupția drept problema cheie, cea mai importantă cu care se confruntă țara noastră. În decembrie 2021, în ceea ce privește asigurarea independenței, integrității, strategie respectivă a fost adoptată, care s-a axat pe crearea unui cadru de politici bazat pe recomandările oferite de către parteneri și elucidând rolul important societății civile, aceștia având un rol de raportare alternativă ca și progres de implementare acestei reforme. Republica Moldova și-a asumat această reformă pe mai multe componente. Cele mai importante este procesul extraordinar de evaluare a procurorilor și a judecătorilor, ceea ce este numit într-un cuvânt, vetting. Judecătorii și procurorii, evident că trebuie să se bucure de încredere. Deci, la fel cum se întâmplă încrederea în supremația legii, supremația legii fiind piatra de temelie a oricărei democrații și vettingul candidaților în sistemul judiciar, din păcate, în anii trecuți s-a făcut ca ceva de fațadă și rolul societății civile, respectiv în asigurarea integrității acestora, este esențială. Vettingul are doar să se bucure de implicarea jurnaliștilor, cetățenilor, reprezentanților societății civile, de exemplu, în Ucraina. Consiliul Public pentru Integritate, care are și reprezentanța societății civile, participă la selecția judecătorilor pentru Curtea Supremă a Justiției și ei au participat la evaluarea peste 3.000 de judecători. Practic, s-a contribuit din partea societății civile, ONG-urile se bucură și de sprijinul din partea donatorilor pentru a realiza profilurile de integritate a experților în domeniul vettingului. Deci este foarte important, după cum a zis și antivorbitorul meu, cine îl păzește pe paznic, cine îi monitorizează pe cei care monitorizează pe alții. Deci aici este vorba de rolul mass mediei. La rândul său, mass media pentru a îndeplini acest rol trebuie să fie o mass media independentă care se bucură de încredere, deoarece și eu sunt jurnalist de formare. Deci, împreună cu IPRE, noi vom vedea în ce măsură putem sprijini rolul mass media și a societății civile în asigurarea unui proces de vetting adecvat. Vă mulțumesc, acestea fiind spuse. Vă mulțumim frumos, Alan, pentru această prezentare și deschidere evenimentului foarte cuprinzătoare și cred că prezentarea va fi a proiectului, va fi și mai scurtă, dat fiind faptul că dumneavoastră ați vorbit foarte mult despre proiect. Voi trece la prezentare și vreau să vă invit, Alan, poate să stați în față și toată lumea din sesiunea de deschidere, vă invităm frumos să veniți și să stați în față aici, să vedeți ecranul.
I'll continue in Romanian. Voi trece la limba română. Colegul nostru, Alan Davis, deja a făcut o parte din prezentarea activităților în cadrul acestui proiect. Dar, într-adevăr, în următoarele 5-7 minute voi încerca pe scurt să vă descriu principalele obiective, activități și așteptări pe care le avem în rezultatul acestui proiect. În primul rând, vreau să mă refer la obiective. Într-adevăr, așa cum bine a menționat și doamna ministru, atunci când am elaborat acest proiect, această propunere de proiect, am, evident că am analizat contextul, prioritățile, așteptările față de procesul de reformă a justiției și ne-am ales, într-adevăr, ca obiectiv general, să creștem rolul societății civile și mass media în consolidarea independenței, eficienței și integrității sistemului de justiție, obiectiv general care se regăsește inclusiv și în strategia de reformă a sectorului justiție. Și iată, evident că aici scoatem în evidență implicarea mai activă a actorilor non-statali, neguvernamentali și mass media, care evident că joacă un rol important și în același timp am constatat că și noi din sectorul neguvernamental avem nevoie de sprijin, de capacitare, de abilitare și de asta și ne-am propus primul obiectiv specific să-l direcționăm pe consolidarea capacităților societății civile și experților în tot ce înseamnă de elaborare de politici, promovarea politicilor publice cu accent pe sectorul de justiție. Mai târziu vă voi descrie activitățile așteptate pentru realizarea acestui obiectiv. Și al doilea obiectiv legat de primul, evident că este prin o capacitare mai bună a actorilor neguvernamentale, a mass media, să contribuim împreună prin dialog, prin implicare, prin monitorizare, prin capacitare și oferirea asistenței, inclusiv tehnice, pentru actorii guvernamentali, instituțiile anticorupție, să creștem independența, eficiența și integritatea în sectorul de justiție. Acum, reieșind din aceste obiective, vreau să mă refer un pic la argumentarea, la necesitatea, la teoria schimbării pentru activitățile care urmează să le prezint pentru obiectivul 1. Și menționam că rolul societății civile, capacitatea organizațiilor guvernamentale, a experților de politici este foarte importantă pentru a crește inclusiv și eficiența în sistemul de justiție și a cântării și statul de drept, mai ales în vedere și obiectivele noastre de aderare la Uniunea Europeană. Și de asta, în cadrul acestui proiect, ne propunem să punem un accent deosebit pe componenta de politici, pe componenta de expertiză, să capacităm, să oferim suport pentru colegii noștri din sectorul neguvernamental, din alte organizații, la nivel central, la nivel local, analiști, experți în tot ce înseamnă de elaborare, promovare, monitorizare a politicilor publice cu accent pe domeniul de justiție și anticorupție. Și asta ne va permite să, inclusiv, să ne creștem și rolul nostru în tot ce înseamnă advocacy. Advocacy, în esență, înseamnă promovarea politicilor, promovarea ideilor pe care ni le propunem să le înaintăm în raport cu autoritățile publice, în așa fel că ele se regăsească în politici implementate. Și numai puțin important, vrem să contribuim la o mai bună informare în tot ce înseamnă domeniul justiției și anticorupție, să sensibilizăm opinia publică, să, în același timp să ajutăm instituțiile anticorupție și de justiție să-și recapite încrederea cetățenilor în aceste instituții. Și exact soluția pe care ne-am gândit noi este să creăm aceste parteneriate cu jurnaliștii, cu societatea civilă și împreună, pe de o parte, să responsabilizăm autoritățile, pe de altă parte, să identificăm campionii de schimbare din sistem, acei care, într-adevăr, își doresc schimbarea sistemului, își doresc reformarea sistemului. Și aici vom avea câteva, practic, blocuri de activități. Sunt trei blocuri de activități. Veronica, am să te rog. Da. Trei blocuri de activități care, practic, să ne genereze trei rezultate principale, scontate. Am să ne refer la primul. În primul rând, noi deja, ca și proiect, am început activitatea în martie. Probabil ați văzut mai multe anunțuri pe care le-am făcut noi în ultima perioadă. Încă derulează un anunț și aici cu această ocazie vreau să încurajez toți specialiștii, juriștii,
interesați să participe cu noi în realizarea acestui proiect, să aplice pentru poziții de experți, consultanți ai proiectului. Sunt 3 poziții pe care le-am anunțat. 14 iulie este ultimul deadline, care să ne ajute inclusiv să realizăm și un program de capacitare în domeniul de politici publice. Programul de asemenea este în derulare, am anunțat acest call până la sfârșitul lunii iulie. Vă invităm toți juriștii interesați în politici publice pe domeniul justiției să aplice la acest program. Juriștii, aici vreau să mă refer inclusiv și procurori și avocați și judecători, fiindcă ceea ce ne propunem să facem în această activitate este cercetare, politici publice și cu siguranță asta este compatibil inclusiv cu activitatea voastră. Dar evident că punem accent pe colegii noștri din sectorul neguvernamental. Ne dorim să creăm acest grup de experți în domeniul justiției sau să-l recreiem, un grup de experți în domeniul justiției și, de fapt, în rezultatul acestui program, care va derula în toamnă, vom selecta 15 specialiști care vor fi instruiți și în rezultatul acestui program vom alege 3 care vor face parte din grupul de experți în domeniul justiției și vor monitoriza politici, vor elabora rapoarte de alternativă pentru implementarea strategiei de reforma justiției, vor elabora opinii și poziții juridice, vor participa în activități de advocacy la nivel european, la nivel național și de asta și vi-aș încurajez toți cei interesați să aplice pentru acest program, va fi un program interesant pe care vom realiza împreună. Celelalte 2 componente, 2 rezultate ne propunem iarăși să creștem rolul organizațiilor neguvernamentale, specialiștilor în promovarea politicilor publice. Vom avea campanii de advocacy la nivel național și european și, în ultimul rând, ziceam de campanii de sensibilizare. Dar vom începe cu sondaje. Vom elabora un primul sondaj de opinie dedicat evaluării percepției cetățenilor cu privire la integritatea sistemului de justiție. Azi, colegii noștri de la CRJM, apropo, au lansat un nou sondaj realizat între judecători, procurori și avocați. Noi, în toamnă, ne propunem să publicăm primul sondaj care să evalueze percepția cetățenilor în domeniul justiției, care sper eu să ajute, să ne ajute inclusiv să ne prioritizăm inclusiv intervenții la nivel de comunicare, inclusiv și autoritățile, partenerii de dezvoltare, lucrurile astea cred că va ajuta. Și în final de proiect vom realiza al doilea sondaj care ne va permite să măsurăm în ce măsură noi am reușit să dezvoltăm, să realizăm anumite schimbări. Un element nu mai puțin important, de fapt foarte important din perspectiva comunicării, ține de parteneriate pe care ne dorim să le creăm cu mass media. Ne propunem să avem aceste parteneriate cu televiziuni, cu radiouri, platforme online și împreună să realizăm inclusiv activități de verificare a integrității, investigații jurnalistice, lucru care va fi realizat împreună cu colegii noștri la IVPR. Acolo tot vom avea un program dedicat. În toamnă vom lansa un call pentru jurnaliști, pentru analiști și ei, iarăși, vor fi implicați în activități concrete, fiindcă la finalul programului de capacitare vom selecta 2 jurnaliști și 2 analiști care vor face echipă și vor publica investigațiile proprii. A doua obiectiv, specific, vă ziceam, ține de, într-adevăr, de creșterea integrității, eficienței și independenței sectorului de justiție. Am zis că acest parteneriat întărit între media și societatea civilă trebuie să ne asigure acest obiectiv și printre activitățile de parteneriat ne propunem să avem și o componentă de asistență tehnică, de analiză, de politici. Anul trecut am avut o experiență pozitivă, cel puțin noi așa o considerăm, în evaluarea funcțională, analiză funcțională a Procuraturii Anticorupție, care am realizat împreună cu un coleg de-a nostru din Ucraina. O analiză funcțională care a ieșit cu mai multe recomandări pentru instituții cum trebuie să fie întărită capacitatea Procuratorului Anticorupție ca să fie mai eficientă în combaterea corupției în alte. Sper eu că aceste recomandări rămân valabile inclusiv în contextul discuțiilor care au loc astăzi, în contextul delimitării competențelor în DCNA și Procuratorul Anticorupție. Iată, noi ne propunem în acest proiect împreună cu actorii să identificăm instituția anticorupție sau de justiție care ar avea nevoie de o analiză funcțională similară și iarăși să ajutăm cu expertiză pentru ca să creștem funcționalitatea acestor instituții. La final, ziceam, ne propunem iarăși aici să avem contribuția noastră în perspectiva evaluării extraordinare a judecătorilor și procurorilor.
Prin aceste parteneriate dintre jurnaliști de investigație și organizații experți în societatea civilă, în analiza profilurilor pe date deschise. Deci asta vom face. Am avut experiență anul trecut una diferită. Noi încercăm să învățăm lecțiile noastre și să încercăm să capacităm și să ajutăm actorii vizați pentru ca să vină cu expertiză valabilă, utilă în acest sens. Și rezultatele scontate, ziceam, m-a referit la ele succint, vom fortifica cel puțin o instituție, sau cel puțin sperăm noi cu o instituție anticorupție sau de justiție va putea beneficia de expertiza acestui proiect. Vom avea aceste parteneriate dintre jurnaliști și experți a societății civile care să contribuie la verificarea integrității. Vom avea aceste rapoarte de profiluri. În cadrul acestui component de activități, Alan a menționat, vom avea și vizite de studiu, vizite de informare. Și sperăm noi că toate împreună aceste activități vor contribui la realizarea acestui obiectiv. Acum, în final, doar vreau să reiterez că beneficiarii acestui proiect, în primul rând, sunt cetățenii. Sperăm noi că prin activitățile acestui proiect vom crește și mai mult rolul sau vom crește responsabilizarea actorilor din justiție și anticorupție. Vom întări împreună capacitățile sectorului neguvernamental și mass media în tot ce ține de monitorizarea, implementarea politicilor în domeniul justiției și instituțiile în domeniul justiției și corupției vor putea să beneficieze de expertiza și contribuțiile colegilor din sectorul neguvernamental și mass media. Cam asta ar fi, practic, pe scurt, prezentarea de proiect pe care am avut-o noi. Mai multe informații sunt pe site-ul nostru, IPRE. Noi vom avea și o pagină dedicată acestui proiect, unde vom informa toți despre mersul realizării acestui proiect și toate informațiile vor fi disponibile pentru toți. Asta fiind spuse, vreau să vă mulțumesc și nu vreau să întind mult timpul, dar vreau să o invit pe Mariana Rață, care va modera următoarea sesiune. Mersi, Iulian. Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor. Bună ziua! Mie îmi face o deosebită plăcere să pot participa la lansarea acestui nou proiect de monitorizare a unui dintre cele mai importante obiective asumate de Republica Moldova, în primul rând față de cetățenii săi, reformarea justiției și, în al doilea rând, un angajament foarte important asumat față de Uniunea Europeană, astfel încât, într-o zi, cât mai curând, să avem deosebită onoare să devenim parte a Uniunii Europene. Îmi face plăcere să moderez următoarea sesiune de discuții la care vom vorbi despre reforma sectorului justiției. Este primul dintre cele nouă angajamente asumate de Republica Moldova față de Uniunea Europeană. Raportul verbal al Uniunii Europene prezentat recent cu referire la acest prim angajament arată că s-au reușit mai multe succese, dar au venit partenerii europeni și cu niște recomandări, mai cu seamă pe asigurarea funcționării eficiente a Curții Supreme de Justiție și numirea unui procuror general cu atribuții depline. Despre asta, dar și despre succese, provocări, anumite impedimente care există în procesul de realizare acestui angajament de reformare a justiției, vom discuta cu invitații din cadrul panelului discuții. Am să-i invit aici pe doamna Veronica Mihailov-Moraru, ministru al justiției. Ministre. Domnul Ilie Chirtoacă, președinte Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Domnul Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Doamna Olesia Stamate, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlament. Și domnul Victor Munteanu, consilier al prim-ministrului în domeniul Justiției și Anticorupție, oficiul prim-ministrului Republicii Moldova. Ca să putem construi o discuție cât mai dinamică și pentru că avem o prezentă atât de frumoasă în sală, mi-ar plăcea să avem timp
să ascultăm întrebări, opinii și din sală. De aceea vă propun un format de discuții în care, pentru început, fiecare din vorbitori să vorbească vreo 5 minute, adică haideți să respectăm acest termen, după care să puteți discuta între dumneavoastră, să vă adresați întrebări sau propuneți niște soluții la ceea ce au spus alți vorbitori și mai departe să avem discuții cu participanții din sală. Doar am să punctez subiectele pe care ne-am dorit să vă referiți în discursul pe care îl veți avea, prezentarea generală a principalelor măsuri de reformă a sectorului justiției în vederea demarării negocierilor de aderare, progrese, provocări și priorități ale procesului de verificare prealabilă, reforma Curții Supreme de Justiție, reforma instituțiilor anticorupție și fortificarea Procuratorii Anticorupție pentru creșterea eficienței investigației corupției mari. Am să-i ofer cuvântul la început, doamnei ministru. Mulțumesc! Excelență, doamnelor și domnilor, evident, implementarea reformei justiției și combaterea corupției este cea mai mare provocare, dar este de fapt și elementul cheie pentru parcursul nostru de integrare europeană, dar nu ultimul rând este un element indispensabil pentru dezvoltarea statului nostru ca un stat de drept cu instituții funcționare. Dacă vorbim despre angajamentele noastre în sectorul justiției care derivă din planul de măsuri UE, așa cum s-a menționat, sunt setate 9 condiționalități, dintre care 6 vizează sectorul justiției, dar aceasta nu înseamnă doar 6 acțiuni. De fapt, aceste 6 acțiuni, ele sunt desfășurate într-o multitudine de subacțiuni și ceea ce revine Ministerului Justiției sunt îndeplinirea a 19 de acțiuni. În general, toate aceste acțiuni sunt măsuri care vizează asigurarea independenței integrității sectorului justiției, combaterea corupției, în special cea de nivel înalt, implementarea angajamentului de deoligarhizare prin eliminarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice, recuperarea activelor și combaterea spălării banilor și, în ultimul rând, consolidarea protecției drepturilor omului. Ce avem astăzi la această etapă? Prin proiectele elaborate de Ministerul Justiției, promovate și adoptate de Parlament, în contextul celor 9 măsuri a Comisiei Europene, au vizat ajustarea cadrului normativ la noile prevederi constituționale ce vizează consolidarea sistemului judecătoresc, consolidarea mecanismelor privind răspunderea disciplinară, revizuirea mecanismului de evaluare internă a judecătorilor și a procurorilor, mă refer la colegii, exercițiul de preveting, demararea acestuia și procesul de evaluare a membrilor candidați pentru CSM și respectiv selectarea a unor din candidați care au promovat exercițiul de preveting. Acum suntem în proces de finalizare a exercițiului de preveting pentru CTP și colegiile judiciare și a procurorilor. Reforma Curții Supreme de Justiție prin elaborarea noii legi și cu privire la funcționarea acestei instituții, dar și noua lege, legea specială cu privire la evaluarea judecătorilor Curții Supreme și a candidaților, avansarea în procesul de promovare a proiectului de lege evaluarea etapa 3, așa cum o numim, pentru evaluarea judecătorilor și procurorilor din funcțiile cheie, instituirea mecanismului de examinare în absentia, astfel încât să deblocăm acele dosare, inclusiv dosare de rezonanță, care cumva stăteau pe loc din cauza unor obstacole de ordin procedural, mai multe proiecte de simplificare a procedurilor judiciare, perfecționarea măsurilor speciale de investigație, care la fel a fost semnalată, delimitarea competențelor între CNA și Procuratura Anticorupție, astfel încât Procuratura Anticorupție să se focuseze pe investigarea cauzelor de corupție mare, și, nu ultimul rând, adoptarea mai multor legi ce vizează domeniul cu privire la accesul la informații, drepturile omului.
Recent, așa cum s-a menționat, pe 22 iunie, Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate a menționat că Moldova a îndeplinit cu certitudine 3 din cele 9 măsuri, și anume e vorba de măsura 2, abordarea tuturor deficiențelor identificate de către OSCE și Comisia de la Veneția în ceea ce privește legislația electorală și reglementările legislative ce vizează sectorul justiției. Pe parcursul acestei perioade de până acum, Ministerul Justiției, pe toate proiectele importante, a solicitat întotdeauna opinia Comisiei de la Veneția și chiar a solicitat în repetate rânduri și opinii de follow-up, inclusiv urmărind împreună și cu partenerii de dezvoltare procesul de implementare a acestor recomandări. Măsura 8. Sporirea implicării societății civile în procesele de luare a deciziilor, responsabilitate în special care aparține Cancelarei de Stat și Guvernului, și în acest sens au fost adoptate anumite acte normative ce vizează instituirea platformelor consultative. Și măsura 9, consolidarea protecției drepturilor omului, în special a grupurilor vulnerabile, și îmbunătățirea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor. În raport cu această măsură, suntem mândri că am adoptat 3 proiecte de lege importante. E vorba de legea prin care au fost consolidate capacitățile avocatului poporului, modificarea cadrului legal în domeniul nediscriminării și asigurării egalității, precum și ajustarea legislației naționale, mai multe legi, ce vizează o mai bună protecție a victimelor violenței în familie în contextul implementării Convenției de la Istanbul, inclusiv a Convenției de la Lanzarote cu privire la mecanismele de protecție ce ține de traficul de copii. În același timp, Comisarul European a spus că s-au înregistrat progrese și pe alte domenii, ce ține de măsura 1, reforma justiției, măsura 4, deoligarhizare, însă nefiind încă finalizate, ele urmând încă a fi completate aceste măsuri în vederea îndeplinirii acțiunii. Sigur că autoritățile depun toate eforturile necesare pentru a, într-un timp destul de scurt, să reușim îndeplinirea efectivă a acestor măsuri, dar în același timp este o provocare ca să nu lăsăm urgența să afecteze procesul calitativ de îndeplinire a acestora, fiindcă și partenerii noștri europeni ne reiterează că urgența nu trebuie să primeze calitatea. Și în acest caz, fel încât aceste măsuri să nu fie realizate de formă, dar să asigure o durabilitate, aplicabilitate și eficiență în practic pe termen lung. Fiindcă doar așa vom asigura în sfârșit o reformă veritabilă, cum a fost menționat astăzi în partea introductivă de unul din antevorbitori. Au mai fost tentative de reforme, dar cumva niciuna adusă până la capăt pentru a atinge scopul scontat. Ce urmează în contextul îndeplinirii totalmente acestor angajamente pe sectorul justiției? Desigur, completarea, evaluarea tuturor candidaților pentru CSM-CSP, mă refer la din partea CSM pentru ca să avem și membri care să reprezinte judecătorii de nivelul Curții de Apel, Curții Supreme. La moment, Comisia Preveting finalizează, evaluează și membrii din partea societății civile. Amendarea legii Veting 3, așa cum o numim, etapa 3-a, în totalmente corespundere cu recomandările Comisiei de la Veneția. Proiectul a fost adoptat în primă lectură, mai facem o verificare cu colegii din Parlament și cu partenerii de dezvoltare, colegii de la DJ Jazz, astfel ca să ne asigurăm că în lectura finală acesta va corespunde întru totul recomandărilor. Precizarea competențelor CNA și PA, inclusiv cu capacitarea Procuraturii Anticorupției, pentru ca aceasta să aibă toate instrumentele necesare pentru investigarea cauzelor de corupție, inclusiv măsurile speciale de investigații. O mare provocare și cumva o dificultate pentru noi, fiindcă este o măsură în premieră, se referă la planul de măsuri de oligarhizare,
Se cunoaște că inițial proiectul de lege a fost, care a fost elaborat și expertizat de Comisia de la Veneția avea o abordare individuală, după care s-a trecut la o abordare sistemică și acest plan de măsuri vizează sarcini în mai multe, pentru mai multe instituții care să le îndeplinească pentru a preveni influențele excesive. Aici se referă la fortificarea Consiliului Concurenței, Consiliului Audiovizualului, Comisiei Electorale Centrale, Agenției Proprietăți Publice, Serviciul Spălare Banilor și altele. Desigur, și Ministerul Justiției revine o parte din realizarea planului de măsuri de oligarhizare, ce ține de, mai exact, e vorba despre elaborarea legilor cu privire la plafonarea plăților în numerar, mai exact e vorba despre perfecționarea cadrului legal cu privire la sancțiunile internaționale, că noi avem o lege, dar nu este tocmai aplicabilă în mecanismul să fie unul eficient. Definitivarea cadrului normativ a serviciului spălarea banilor. Într-un final vreau să spun că cert este că se lucrează intens cu eforturile tuturor instituțiilor și orice suport, inclusiv din partea societății civile, este unul binevenit. Vă mulțumesc pentru atenție. Cred că am să las spațiu pentru a răspunde la întrebări. Mersi. Da, mulțumesc foarte mult. Am să o invit acum să intervină pe doamna Olesia Stamate, pentru că colaborarea este între cele două puteri importante de stat pentru adoptarea reform, toate trei. Doamna Olesia Stamate. Mulțumesc mult, doamna moderator, onorată audiență, dragi colegi. Mă bucur să vă salut astăzi în cadrul acestui eveniment. Cu siguranță noi cu toții avem de beneficiat de pe urma participării active a societății civile la procesul de elaborare și promovare a politicilor publice. Noi la Parlament cred eu că avem o experiență frumoasă de colaborare cu societatea civilă, implicarea societății civile în consultările publice, dezbaterile publice a proiectelor de legi, elaborarea unor proiecte de legi împreună cu societatea civilă, pentru care nu putem să nu fim decât recunoscători. Doamna ministru, am trecut în agendă aproximativ toate acțiunile care au fost implementate până la moment. Eu aș vrea să le accentuez pe cele care consider eu că sunt cele mai importante. Și voi începe de la unde suntem noi astăzi. Vettingul, prevettingul, evident că sunt elemente de fundament în reforma justiției, deoarece am zis de la bun început că fără resurse umane integre și profesioniste în sistem, nu are sens să modifici alte legi, deoarece ele nu vor fi aplicate cu bună credință. Respectiv, astăzi avem ultimele decizii pe candidații procurori pentru CSP, ori asta înseamnă că CSP poate demara procedura de convocare a adunării generale a procurorilor pentru ca să fie aleși membrii procurori în CSP. Urmează candidații non-judecători pentru CSM, astfel încât să putem completa cele trei locuri vacante din partea Parlamentului pentru societatea civilă în CSM, dar deja avem un CSM funcțional care a trecut testarea integrității în exercițiu de prevetting. Și respectiv, imediat, cred că în câteva săptămâni, începe și evaluarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție și a candidaților la funcția de judecător a Curții Supreme de Justiție. Deci, în principiu, acest mecanism este deja pus pe roate. Da, urmează să fie aprobată în a doua lectură legea privind vettingul, așa zicem noi, full vetting, deși nu este tocmai un vetting de plin, dar în principiu acest mecanism este setat. Acum, ce cred eu că este foarte important și la care urmează să atragem atenție în perioada imediat următoare, în paralel cu activitățile deja desfășurate și proiectele de legi deja aprobate, sunt următoarele trei lucruri. 1. Întărirea capacității CSM și CSP și a colegiilor, care, deci pe CSM deja a fost aprobată legea, pe CSP urmează a fi aprobată legea,
astfel încât aceste două organe să poată prelua pe deplin funcția de evaluare a judecătorilor și procurorilor din sistem. Și asta este foarte important. Ori ceea ce face Comisia de Vetting este o parte a activității și este o activitate limitată în timp. Iar ceea ce urmează să facă CSM și CSP este o activitate permanentă. Doi, este extrem de importantă componenta de formare inițială și continuă a judecătorilor și procurorilor. Deci trebuie să ne asigurăm că intrarea la Institutul Național al Justiției se face strict pe merite și absolvirea acestuia în baza cunoștințelor și capacităților. Ori asta va constitui un filtru esențial în accederea viitorilor judecători și procurori în profesie. Și trei, dar nu ultimul, fortificarea instituțiilor care au rolul de a combate și a investiga corupția, este vorba de CNAJPA, avansarea cu încă un pas în delimitarea și clarificarea competențelor acestor două instituții și fortificarea acestor instituții, astfel încât să aibă toate instrumentele necesare la îndemână pentru investigarea și combaterea eficientă a corupției, în special corupției mari și corupției sistemice. Cred că cam astea au fost. Vă mulțumesc pentru atenție și cu drag răspund. Da, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Am să-l invit pe domnul Guzun ca să vorbească din perspectiva Consiliului Superior al Magistraturii, așteptările față de activitatea acestui Consiliu Superior al Magistraturii sunt foarte mari. Este Consiliul vetuit, trecut prin chinurile vetuirii mult timp. Așteptările sunt legate de reformele pe interiorul sistemului judecătoresc și am vrea să ne spuneți despre provocările pe care le aveți pentru ca să răspundeți așteptărilor societății, dar mai cu seamă despre reformarea sistemului judiciar și asigurarea funcționării Curții Supreme de Justiție. Ceea ce spuneam eu, că Uniunea Europeană a indicat ca și așteptări în așteptare, ca să le spun așa, pe primul angajament de reformare a sistemului justiției. Vă mulțumesc. Excelență, stimați colegi, vreau să revin la cuvintele cheie al acestui eveniment. Ele țin de integritate, de eficiență, independență, justiție. Sunt chestiuni care de mai mulți ani ele au fost prea greu înțelese din interior și exterior și sper foarte mult că inclusiv cu suportul acestui proiect să comunicăm între noi cu colegii de la Consiliul Superior al Magistraturii, colegii din sistemul judecătoresc, cu colegii din celelalte profesii juridice, dar și să ajungem la cetățeni cu care sunt provocările, ce ne reușim și ce nu ne reușim să facem. Vreau să accentuez că cel puțin vreau să remarc o mai bună cooperare și comunicare cu celelalte puteri stat, vorbesc de putere executivă și cu Parlamentul. Din primele zile de când am avut o componență și au venit colegii din rândul judecătorilor, am avut întâlniri, am avut discuții de la egal, cu ceilalți, cu celelalte puteri. Evident că provocările pe care le-am sesizat nu sunt ceva noi. Dar provocarea noastră este că noi trebuie să răspundem la niște chestiuni realiste. Și aici vorbesc despre volumul mare de lucru a judecătorilor. Aș începe la Curtea Supremă de Justiție. Odată cu plecarea din funcție 80% a judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție, Curtea Supremă de fapt a fost blocată. Și datorită modificărilor care s-au făcut în legislație, a fost un prim pas de a delega, a detașa, mai bine zis, 7 judecători pentru a examina chestiunile cele mai urgente. În același timp vreau să precizez că acești judecători mai continuă să examineze dosarele lor în instanțele în care au fost detașați. Și noi înțelegem că asemenea reforme, schimbări sau detașări temporare
va declanșa, și deja de fapt a declanșat, un volum mai mare de lucru și o examinare, o tergiversare a examinării dosarului. De aceea utilizează oportunitatea pentru a solicita procurorilor, părților în proces, să fie mai vigilenți și să contribuie la o examinare mai eficientă a dosarelor. Sper foarte mult că acest proiect, dar și cu eforturile Consiliului Superior al Magistraturii, cu alte ocazii, să putem să comunicăm și să explicăm judecătorilor care sunt efectele acestor schimbări, aceste valori extraordinare. Pentru că miturile, între timp, ele s-au spulberat, deci judecătorii nu au rămas fără pensie, nu s-au afectat cariera lor ulterioară, cum se vorbea anterior, și asta a clarificat-o, inclusiv cu modificările la legislație. În același timp, sper foarte mult că aceste schimbări vor determina mai multe persoane cu lipsă de integritate să plece din sistem. Chiar ieri am examinat niște proceduri disciplinare în care am sancționat niște judecători pentru organizarea foarte proastă a activității lor, necitarea părților, să fie că au motivat hotărârile în cauze civile sau penale care au fost mai mult de un an. Acest lucru este inadmisibil. Este totuși o realitate, că foarte mulți judecători nu au asistenți și grefieri. Deci, la orice problemă, noi vedem că ar fi niște justificări, dar, în opinia Consiliului Superior al Magistraturii, linia roșie a fost trecută. Și pentru că sunt colegi judecători aici în sală, îi rog mult să nu treacă linia roșie. Vom fi toleranți la provocările cu care ei se confruntă, dar nu vom admite ca imaginea justiției din cauza la câțiva judecători să afecteze pe judecătorii corecți, care și sâmbătă, duminica, timpul de concediu îl folosesc în detrimentul familiilor, dar examinează cauzele. Despre alte succese aș vrea să zic că chiar în primele zile de când noi în componența redusă fără judecători am utilizat oportunitatea și am devenit membru observator a rețelei europene a Consiliilor Judiciare, care întrunește Consiliile Judiciare din alte țări. Asta în perspectivă ne va oferi Consiliului Superior al Magistraturii și judecătorilor o deschidere la o comunicare directă la expertiza, experiența colegilor din alte țări. Și asta este una dintre activitățile pe care noi le considerăm că este o raliere la eforturile de integrare a țării în Uniunea Europeană, raliere la valorile europene, de a ne asigura că noi facem pași ca să asigurăm și pe noi, dar și cetățenii, că ne dorim cu adevărat un stat de drept, o justiție puternică și independentă. Referitor la Curtea Supremă de Justiție, ați menționat-o, am avut mai multe provocări. Începând de la faptul că am avut puțini judecători, din punctul meu de vedere, care ar candida și să-i numim, să-i transferăm temporar la Curtea Supremă de Justiție și avem mult mai puțini dintre candidați care au ocupat funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Asta ar putea să fie una dintre efectele că și specialiștii din domeniul drepturilor, dar și judecătorii, încă nu au o claritate asupra procesului de pre-vetting. Cauzele încă se examinează la Curtea Supremă de Justiție și chiar dacă legea stabilește un termen de 10 zile, cauzele trânează. Din diferite motive, nu vreau să mă expun, Curtea Supremă de Justiție urmează să se expună, sper, în curând și odată cu expunerea Curții Supreme de Justiție, probabil persoanele vor cunoaște finalitatea și probabil o să avem și alte efecte. Efecte probabil că judecătorii vor recăpăta încrederea în reformele care se fac și o să putem să avem mai mulți candidați. Noi avem nevoie de judecători calificați și puternici, nu doar la Curtea Supremă de Justiție, dar curțile de apel și judecătorii. O altă provocare și sperăm noi că la începutul lui septembrie vom
ne vom expune pe reconfirmarea în funcția judecătorilor. Avem judecători care sunt de mai mult de 2 ani cu mandatul expirat și anul trecut, printr-o hotărâre a Curții Constituționale, mandatul Consiliului Superior al Magistraturii a fost limitat. Între timp, din lipsa de quorum, la moment nu putem să ne expunem pe reconfirmarea în funcție și eu sper foarte mult că ne vom expune cât de curând posibil pe cariera judecătorilor ca să reconfirmăm în funcție, evident, pe cei care merită. Am anunțat concurs pentru suplinirea funcțiilor a 33 de funcții vacante în judecătorii și avem 130 de candidați. Și în timpul cel mai apropiat, noi deja am început cu colegii de la Consiliul Superior al Magistraturii să evaluăm care trebuie să urmeze examenul la Institutul Național al Justiției, care urmează să intre în concurs și sper să înțelegeți că 130 de candidați, asta este bine, dar dacă am amplificat la fiecare dosar și ce trebuie să urmărim ca să ne asigurăm că cei mai buni candidați sunt numiți în funcție, asta înseamnă un efort mare, majorat. Dacă este un efort majorat, aici ne referim la capacitatea Consiliului Superior al Magistraturii de a face față unui asemenea volum de lucru. Funcțiile vacante în Consiliul Superior al Magistraturii sunt acoperite la aproximativ 50%. Salariile angajaților din Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii și instanțelor judecătoriești sunt mult mai mici decât cei din care sunt angajați în aparatul guvernului, a parlamentului sau a președinției. Este un fapt. Și dacă am început să discutăm de la egal cu celelalte puteri, atunci noi, în discuțiile care le-am avut cu reprezentanții parlamentului, guvernului, cu Ministerul Justiției, am zis că noi trebuie să ridicăm și salariile pentru funcțiile echivalente. Noi am putea să ne trezim că activitatea sau sarcina și așteptările foarte majore care le au toți asupra Consiliului Superior al Magistraturii să le facem cu greu față. Iar dacă va fi o presiune foarte mare, nu vreau să risc, să zic, dar am putea să facem greșeli, ceea ce eu nu vreau să fie. Iar ce ține de secretatul instanțelor, aici în special, începând de la arhivă până la persoanele care asistă judecătorii, dumneavoastră știți că dacă judecătorul nu are un asistent sau un grefier, avem probleme începând de la citarea părților până la motivarea în termen a hotărârilor. Deci aici merge a bumerang. Da, avem dosare, inclusiv cele de corupție, care durează mai mult de 7 ani. Dar judecătorii trebuie să-și asume, să examineze aceste dosare. În Consiliul Superior al Magistraturii o să discutăm despre aceste lucruri. Eu nu cred că ar fi justificat un dosar de corupție să fie examinat într-o instanță, în primă instanță, în judecătorie, de corupție de 7 ani. Dacă e problema, din opinia mea, de a achita, să achite. Noi suntem conștienți de calitatea proastă a urmăririi penale sau deficienții care au fost făcute sau cu depășirea atribuțiilor. Dar asta nu trebuie să facă judecătorii să-și aroge, să-și asume aceste vicii asupra lor. Calitatea hotărârilor judecătorești trebuie și va putea să fie îmbunătățită. Dar noi nu putem prin aceste lucruri să legalizăm sau să admitem în continuare abuzuri. Doar pentru ca să dea bine la public, că este o sentință de condamnare, dar când ne uităm la fapte, este discutabil, din diferite motive. Vreau să trec doar în... Doar că scurt, îți vă rog. Pe foarte scurt, despre... Am vorbit despre provocările pe care le avem și aș vrea doar să menționez despre volumul de lucruri care este în creștere și am rugat pe toți participanții la proces să fie mai toleranți, cel puțin din partea Consiliului Superior al Magistraturii, o să ne asigurăm că vom numi în scurt timp judecători la toate nivelurile de instanță ca să reducem din volumul. Noi suntem conștienți, dar, stimați colegi, judecători, noi nu o să facem cu orice preț. Cine nu merită, nu o să fie promovat, iar cine va merita, va fi promovat, va fi susținut atâta cât ne permite legea. Ce ține de salarizare, am vorbit, dar sper foarte mult să reiterez despre angajamentul și a judecătorilor, să înțeleagă că orice majorare pe care și-ar asuma o clasă politică va fi proporțională cu
cu pedeapsa care este așteptată și pedeapsa și presiunea ar putea fi și mai mare asupra noastră, a Consiliului Superior al Magistraturii, a colegilor și a altor entități. Utilizez această cale doar să îndemn candidații buni la funcție de judecător, la judecători în funcție, să participe la transferuri pe care nu au avut loc de mai mulți ani și încurajăm să fie implicați în acest proces. Lucrăm la moment pentru a elabora și a modifica mai multe regulamente și dacă sunt lucruri pentru care fi îmbunătățite, să contribuiți și dumneavoastră, pentru că depindem prea mult, suntem într-o interacțiune cu dumneavoastră, cu stimați colegi, de ce noi suntem interesați ca procedurile și procesele să fie calitative. Din perspective, și asta este ultima idee, vom implementa un sistem de e-votare pentru judecători, ca nu de fiecare dată să vină toți judecătorii la Chișinău pentru a vota o anumită candidatură pentru colegii CSMS-ul pe alte chestiuni care sunt importante pentru noi. Suntem într-un proces continuu și de dezvoltare a sistemului e-dosar ca să ne asigurăm că părțile în proces pot să transfere actele judecătorești și să excludem sau să reducem, mai bine zis, din efortul lor de a veni în instanță, de a depune actele. Ne dorim o vizibilitate mai bună, să comunicăm cu cetățenii, dar noi înțelegem că noi va trebui și să ne asumăm anumite decizii grele, importante, dar pentru asta și suntem un organ de autoadministrare în care să asigurăm independența puterii judecătorești și să ne asigurăm că cei mai buni juriști sunt judecători, lucrează, activează, sunt promovați, iar hotărârile adoptate de ei sunt calitative și emană încredere. Noi încrederea în justiție, cu tot respectul față de mass media, de diferite sondaje care se fac, noi nu o să putem să o compensăm atâta timp cât o hotărâre judecătorească nu este corectă, nu este echitabilă. Și asta e. Mulțumim! Mulțumesc mult, domnul Guzun. Am să-l invit pe domnul Chirtoacă să ne spună cum vede succesele și provocările din reforma justiției, din perspectiva societății civile, dar și pornind de la sondajul pe care tocmai l-ați prezentat astăzi, Centrul de Resurse Juridice. Vă rog. Se aude? Mulțumesc mult, Mariana, și bună ziua! Stimați colegi, parteneri, mă bucur foarte mult, mă onorează de fapt să fiu în panel cu colegii și colegele. De fapt am și o observație că până nu de mult, mulți din această distinsă audiență făceau parte din societatea civilă. Și vreau să reiterez că societatea civilă este ca și un motor de propulsare și de înajaturare a sistemului public. Motiv pentru care mă bucur pentru acest proiect lansat astăzi și țin să menționez că este nevoie de nu doar de abilitarea organizațiilor societății civile sau noilor cercetători și activiști civici, dar însăși în identificarea noilor colegi din societatea civilă, deoarece orice guvernare care vine cumva împrumută din acest potențial și expertiză. Lucru care este evident foarte benefic, deoarece fiind pe partea cealaltă ai și o înțelegere mai complexă a problemelor. Pe subiectul de azi și după cum menționa Mariana, într-adevăr, CRJM a lansat azi rezultatele unui studiu care este periodic, o dată la 2 ani. Diferența sau distinția acestui studiu este că el este elaborat printre profesioniști, printre cei care aplică legea sau sunt chemați să aplice legea. Și primul lucru pe care îl observăm în această ediție și pe care vreau să-l împărtășesc cu cât mai multă lume este că se demontează anumite mituri sau anumite păreri cu privire la reticența din sistem, cu privire la reformele asumate. Un exemplu elocvent ar fi părerea celor din sistem cu privire la procesele de vetting și datele arată faptul că o mare majoritate, asta ar fi peste 60% din judecătorii activi în funcție și peste 60% din procurori, acceptă acest exercițiu. Evident că datele
pot fi interpretate în variate moduri. Rolul organizației noastre, rolul colegilor de la IPRE și altor colegi din societatea civilă este să producă aceste date, informații, iar decidenții să poată lua anumite decizii bazate pe aceste date și nu doar. Deci noi vedem rolul nostru în continuare ca fiind un actor care identifică mai multe opțiuni de politici și poate împreună cu autorități să le propună astfel încât să fie luată cea mai bună soluție. Reforma justiției este ca un fir roșu în toate cele nouă angajamente și iarăși alături de colegii de la IPRESHEPS Expert Group am realizat un efort alternativ de monitorizare a acestor măsuri și la fel cum spunea și doamna ministră, aici o să vorbesc și cred că colegii o să fie de acord că majoritatea propunerilor, acțiunilor, subacțiunilor au fost realizate. Evaluarea noastră alternativă vorbește despre o notă de 4 din 5, însemnând că toate acțiunile au fost realizate. Există câteva rezerve la anumite acțiuni, însă trendul, dacă vreți să vorbim, sau imaginea de ansamblu este una pozitivă. Mie mi-ar fi foarte interesant să discutăm în același timp despre ce urmează, despre anul următor, și aici colegii deja au atins un pic acest moment. Ar fi ultra util să avem deja o agendă de priorități pentru anul 2024-2025, astfel încât și societatea civilă să-și poată calibra eforturile fragile pe care le are pentru a susține anumite demersuri ale autorităților. Cert este că în ultima perioadă e greu să ții pasul cu multitudinea de inițiative legislative care parvin. Lucru care, sigur, este bun, dacă este să facem o paralelă cu anul 2018, când societatea civilă era afară și acționa prin apeluri publice, declarații. Acum aceste sunt discuții constructive pe platforme oficiale, însă este necesară și simțim nevoia unei prioritizări, astfel încât acele resurse și așa fragile a statului să fie utilizate rațional. Din acest motiv, de exemplu, unele inițiative precum Tribunalul Anticorupție sau alte inițiative, desigur că ele au o importanță, dar având în vedere agenda deja stabilită, urmează a fi realizată o oarecare prioritizare. Altfel, lipsa de sincronizare a acestor eforturi poate duce și la scăderea de calitate. Pentru următorul an care vine, intenția sau ce ne dorim noi ca și societate civilă este că procesul legislativ să fie nu neapărat pus pe stop, dar să continue un alt element despre care vorbea Comisia Internațională a Juriștilor chiar și în 2019. Legislația în Republica Moldova este bună, este foarte bună. Ceea ce contează în realitate este implementarea sinceră a acestor reforme. Și iată aici, evident, nu am să dau, nu sunt în măsură să dau aprecieri, dar simțim nevoia aceasta ca de la pasul 1 de la legislație bună să mergem spre implementarea sinceră. Evident că există multe provocări în procesul de implementare a reformelor și eu am să numesc 3, nu vreau să iau prea mult timp din timpul dumneavoastră și le-aș grupa așa pe, nu știu, pe umbrelă. Umbrela de tempou, înțelegem că următoarele alegeri parlamentare deja sunt foarte aproape și atunci câte reușesc autoritățile noastre este o chestiune care merită pusă la un exercițiu de evaluare și acest tempo evident trebuie să fie rapid, dar și cum spunea doamna ministră să nu slăbească din calitate. Iar pentru a fi rapid, pentru a nu slăbi din calitate, este nevoie de o prioritizare din 10, alese 3 reforme principale cu care se meargă înainte. Este nevoie de transparență și aici, nu știu, eu am o rugăminte personală, dar și o să expun o intenție pe care o are societatea civilă acum. Noi o să strângem semnături și o să facem declarații ca audierile de la Full Vetting
să rămână publice și o să facem advocacy pentru acest lucru. De ce este acest lucru important? Deoarece exercițiul de privetic ne-a arătat de fapt cât de importantă este transparența unei audieri publice, din care societatea civilă poate informa mai departe publicul și cei care nu trec exercițiul de evaluare nu pot avea argumentul că au fost oarecum decredibilizați sau utilizând modalitatea că nu există o hotărâre și nu există o audiere publică, să poată utiliza, de fapt, pot utiliza mijloace de comunicare prin care întreg efortul de reformare să fie stăvilit. Motiv pentru care noi o să mobilizăm societatea civilă pentru această transparență. Și nu în ultimul rând, și aici iarăși o să folosesc un tem, mai mult pentru ca fi memorabil, triangulare, da? Procesul acela prin care identifici un semnal prin trei puncte de conexie. Și iată aici este foarte important triangularea eforturilor Guvernului, Parlamentului și societății civile, astfel încât eforturile de reformă în justiție să dureze. Și aici am să revin la acea strategie de reformă a sectorului justiției voluminoasă, curajoasă, ambițioasă și cred că care conține absolut toate elementele, adică mai mult decât poate reuși probabil autoritățile noastre în următorii 2 ani. Eu, evident, îmi doresc ca această strategie să fie realizată și pentru realizarea acestei strategii este important de un efort triangulat al societății civile, al Parlamentului, al Guvernului, motiv pentru care cred că acest eveniment de azi la fel contribuie. Nu în ultimul rând, un mesaj către partenerii de dezvoltare care susțin eforturile de anticorupție și justiție, vrem să spunem că există un spațiu enorm de potențial în acest domeniu și creșterea unor noi organizații ale societății civile care se poate contribui la acest efort. De multe ori se spune că CRJM-ul sau alte organizații dețin monopolul. Nu ne dorim nici de cum acest monopol, dimpotrivă, ne dorim și ne bucurăm foarte mult că există organizații partenere care devin active în acest sector și având în vedere că e o agenda atât de mare care include reforma justiției, cred că eforturile aici merită consolidate și triangulate. În final, vreau să vă mulțumesc și voi fi pe fir pentru orice întrebări și clarificări. Mersi. Mulțumesc mult, domnul Chirtoacă. Să nu uităm că pentru reforma justiției este important să există o comunicare bună și cu actorii din justiție, ca ei să înțeleagă și să accepte reformele la care urmează să fie supuși. Acum am să ofer cuvântul unui observator foarte atent al proceselor din justiție și critic dur uneori acestor procese, domnul Victor Munteanu. Mulțumesc tare mult, Mariana, și mulțumesc Institutului pentru această invitație. Eu am să încerc să elimin din ceea ce am pregătit și nu am să mai revin la lucrurile despre care s-au vorbit, am să mă opresc la lucrurile care îmi par insuficient punctate astăzi. Mai întâi de toate, eu mă simt foarte conectat la acest proiect, pentru că atunci când a început elaborarea lui, procesul de gândire asupra acestuia, eram încă la Fundația Soros Moldova, eram director departament pe justiție acolo și mă bucur foarte tare că lucrurile au continuat și am ajuns la lansarea acestui proiect. Am să încerc să mă țin de indicațiile moderatoare care zicea la început că ar trebui să fie niște întrebări care să le adresăm unul celuilalt. Eu cred că am să am niște întrebări sau o singură întrebare de fapt la care să încerc eu să răspund și la care mi-ar place să răspundă și ceilalți prezenți în acest panel de discuție. Eu mi-ar place să ne strămutăm în timp 2 ani în urmă când au început aceste reforme și să încercăm cinstit să vorbim cinstit. Este foarte incomod, trebuie să plăbesc efectiv în eu ca să aud. Și să încercăm foarte cinstit să ne răspundem la următoarea întrebare. Unde ne doream noi să fim acum? Suntem aproximativ acolo, ne imaginam că trebuia să fim peste 2 ani. Și reieșind în acest exercițiu,
Eu, apropo, când e vorba de reforma justiției, eu gândesc exclusiv în interiorul unui ciclu politic. Știu că nu este corect, știu că nu este de perspectivă, nu mai știu cum este, dar eu încerc să fiu pe cât e posibil de optimist. Eu sunt ferm convins că o altă conjunctură politică va vedea lucrurile diferit, asta este normal și eu vreau să înțeleg doar unde putem ajunge în interiorul acestei fereste de oportunități. Și nu dincolo de asta, dincolo de asta nu mă hazardez. Deci unde ne imaginam noi, Dani, urmă că ar fi trebuit să fim acum. Și reieșind de asta, am să merg peste câteva lucruri importante. Eu sigur că mă bucur că jumătate din judecători și procurori aparent aplaudă vetting-ul, eu am rezervele mele vis-a-vis de această concluzie, dar de fapt de cine ar interesa pe noi asta? Ce treabă avem noi cu cine și cum aplaudă? Pe mine mă interesează și pe noi, dar cum înțelege societatea către care noi trebuie să livrăm justiție și dacă ei aplaudă ceea ce se întâmplă? Întrebarea, de fapt, la care cinstit trebuie să răspundem după 2 ani de implementare de reformă este aproximativ următoarea și înțeleg că IPRE va avea un sondaj de opinie vis-a-vis de justiție. Are societatea, au oamenii care vin în contact cu justiția și cu sistemul coercitiv al statului, au ei parte de o justiție mai predictibilă, au ei parte de mai mult acces la o justiție efectivă, eficientă și independentă? Dacă nu au, avem noi oare la moment suficiente argumente să spunem că peste 2 ani, către finalizarea acestui ciclu politic, ei vor avea? Și dacă nu, atunci întrebarea mi-e de cui servește. Asta ar fi o chestiune. 2. Vis-a-vis de anticorupție. Într-un moment dat, de altfel, noi permanent folosim tot felul de clișee, ne aninăm de aceste clișee, stăm legați de ele o perioadă de timp și uităm. Deci nu era nici de la jurnalist până la ultimul decinet în țară, nu era om 2 ani urmă care nu vorbea de vetting. Ei, chestiunea cu vetting-ul se cam duce în spate, după care a apărut DNA. Hai DNA, mă. Deci DNA-ul acum este în jurătură, practic. Nu mai facem DNA. Nu facem. Vreau să vă amintesc un lucru. Când era vorba de Direcția Națională Anticorupție din România, în momentul de glorie acestea, 70% din populația României avea încredere, iar când politicul a încercat să exercite presiunea acelui sistem, oamenii au ieșit în stradă și au apărat. Eu îmi pun o întrebare pe care vreau iarăși să o discutăm într-un moment dat sincer. Dar ce putem noi face ca instituțiile noastre anticorupție, PAJ, CNA, împreună, separat, asta este irelevant, să se bucure de o astfel de popularitate? Avem noi cele mai mici perspective ca în viitorii 2 ani să avem un astfel de rezultat. Și ce ar trebui să facem pentru asta? Un alt lucru despre care se vorbește mai puțin și despre care probabil există rezerve. Toată agenda internă pe justiție este dictată de agenda de politică externă. Eu nu zic că acest lucru este rău, dar acest lucru atrage după sine niște eforturi incomensurabile. De pe interior deja pot să spun că pe executiv cel puțin, eforturile umane sunt total extenuate. Total extenuate. Și în acest sens, acest proiect ar putea să vină cu o contribuție efectiv să dea o mână de ajutor. Dați-mi voie să vă dau doar un simplu exemplu. Iarăși, eu nu știu dacă acest lucru este pro sau este rău, dar eu vin cu exemple care le văd și îmi place să vorbesc despre lucruri care au o logică în totul. Nu am nimic împotriva recomandărilor Grego, spre exemplu. Da, am văzut și știm că a fost a 5-a rundă, a fost experții în Moldova. Acum au venit un șir de întrebări. Deci, care este tehnica, de fapt? Acest șir de întrebări vine și se distribuie către zeci de instituții de stat și agenții care au vreo atribuție. Dacă citesc acele întrebări, le-am văzut pe toate. Eu pun pariu, dacă le trimitem așa cum sunt, celui mai transparent guvern din Europa, oricare îl vreți dumneavoastră, vom primi răspunsul de nedumerire. Nu e posibil de colectat asemenea informații care le se cer acolo. Putem să fim de acord, putem să explicăm, dar avem nevoie totuși de un discuție, dialog. Nu ne cereți absurdul, pentru că colectarea la astfel de date necesită ani de rândul pentru colectare. Noi avem asemenea mecanisme care pot livra date care se cer acolo.
totul pentru ca la Strasburg, în această toamnă, să primim un fel de răspuns că da, se face suficient de bine pe Grego de la raport la raport, dar mai e ceva de îmbunătățit. Deci, vreau să vă spun că în acest exercițiu, acum, pentru a răspunde până la data de 1 august, pe întrebările Grego, la acest moment sunt implicați peste 30 de oameni, care și nu este obligația lor de serviciu, de altfel. Vorbim despre resursele umane, felul în care orice idee, inițiativă pe domeniul justiției atrage după sine un efort incredibil de natură administrativă, în ceea ce privește cooperarea dintre instituții. Desigur, eu aplaud și îmi place foarte tare comunicarea care se întâmplă între organizațiile societății civile și instituții de stat implicate în reforma justiției. Însă trebuie să regândim puțin felul în care această comunicare se întâmplă între instituții. Mie îmi pare că există suficiente sincope acolo care trebuie să regândite puțin. Ultimul lucru, despre provocările care ne așteaptă. Eu cel puțin întrezăresc două acum. Discuția despre separarea și împărțirea competențelor pe domeniul investigării și urmăririi penale pe corupție nu este finalizat. Acest lucru va fi încă o provocare și trebuie să ne pregătim de discuții și dezbateri sincere, cinstite și pe resurse umane și pe capacități și pe, dar cel mai mult pe resursele umane care populează aceste instituții. Și discuția despre o eventuală instanță, numiți-o cum vreți, anticorupție, se mai zicea de tribunal și așa mai departe, tot nu este finalizată, este o inițiativă a președinției, care bănuiesc eu când toamnă va reveni pe tapet. Deci asta este în linii foarte scurte și am încercat eu încă o dată, dar revin acolo ca și discuție. Noi suntem unde am vrut peste 2 ani, dar peste 2 ani suntem unde vrem acum și încă o dată, haideți să încercăm să ne poziționăm de pe platforma omului de rând, pentru care tot ce vorbim noi aici este foaie verde, sunt clișei, oamenii absolut nimic nu înțeleg în tot discursul ăsta, dar în contact cu justiția, ei caută complet altceva. Și am să-l susțin aici pe Ilie, enough is enough, trebuie să ne oprim odată și odată cu vrafuri de acte normative de modificat peste modificat. Dacă astăzi vom fi tot acolo peste 2 ani modificând și în continuare, nu am obținut mare treaba. Vă mulțumesc! Eu am să vă adresez în acest context întrebarea dumneavoastră, domnul Muntean. Dar iată, pornind de la ce a spus dumneavoastră, ce credeți că de fapt ne lipsește? Strategie avem. Ce ne lipsește? Ca să nu avem acte, vrafuri, schimbări, dar să avem rezultatele, deci, pe care le așteaptă cetățenii. Eu am să vorbesc și am să spun doar din perspectiva mea personală, în niciun caz ceea ce spune aici nu reprezintă opinia oficială a primului ministru și cu atât mai mult a guvernului. Mie lucrurile mi se arată ca o plasă foarte mare cu găuri imense aruncate peste toate domeniile simultan. Nu e posibil să le faci față. Acum e nevoie să prioritizăm. Îngustăm, ochiul îngustăm plasa și ne concentrăm pe 2-3 domenii care, eu nu sunt pregătit, dar nu putem acoperi imposibilul. Ne trebuie câteva termene politice pentru asta și nu le vom avea pur și simplu. Mulțumesc. Acum vă invit să avem o discuție și cu participanții din sală. Am să vă rog să ridicați mâna, sper cineva să ne ajute cu microfon, da? Și cine vrea să intervină, am să rog mai întâi să se prezinte. Da, acolo este doamna Popil. Bună ziua! Chiar vă mulțumesc pentru această invitație și oportunitate de a participa la lansarea acestui proiect, program, după mine, foarte ambițios. Și cu permisiunea dumneavoastră, eu o să mă întorc la scopul principal al acestui proiect, la consolidarea și implicarea societății civile în reformele în derulare în sectorul justiției. În principal, scopul este pentru a livra societății și a livra nouă tuturor, eventual experți, consultanți, care să ne ajute în derularea acestor reforme. Este bine că acest proiect este deschis pentru societatea civilă, este deschis pentru mass media, dar
în contextul la toate evenimentele care se derulează astăzi în societatea noastră. Trebuie să fim onești. Lucrurile s-au pornit. Mai bine, mai rău, dar ele s-au pornit în sectorul justiției, dar este nevoie să ne concentrăm mai mult un pic și pe capacitatea funcțională a sectorului. Și iată, aici ne va ajuta societatea civilă cu expertiza sa, pe care va putea să o facă inclusiv în contextul acestui program. Ascultându-l aici pe domnul Munteanu, eu m-am prins asupra unei idei și nu pot să nu vă dau dreptate. Guvernul sau aparatul administrativ la ziua de astăzi, într-adevăr, este epuizat uman, pentru că se cere de la el să îndeplinească anumite angajamente în anumite termene și noi nu avem capacitate umană ca să asigurăm aceste reforme. Și acest proiect ne va ajuta să punem pe picioare toate măsurile și acțiunile care urmează să le facem. Cu toate acestea, eu am câteva idei, dacă îmi permiteți să le spun aici. Avem un cadru legal astăzi care permite funcționarilor publici, inclusiv cu statut de, cu funcție de demnitate publică, să participe în proiecte finanțate din programe externe. De ce să nu ne folosim de aceste legi la ziua de astăzi și să implicăm personalul din instanțe, să implicăm personalul din Ministerul Justiției, să implicăm personalul din alte autorități publice în aceste proiecte, în aceste programe care să beneficieze de un spor salarial din contul finanțărilor din proiectele externe, care să îi ajute pe acești funcționari să lucreze și să dea mai mult pentru aceste proiecte. De ce să nu concentrăm resursele pe dezvoltarea și pentru informarea despre ce se întâmplă și ce face această reformă? Cu ce ea se ocupă? Pentru că, credeți-mă, la nivelul societății nu prea se știe și nu se văd rezultatele, de fapt, palpabile pe care noi ni le dorim cu toții. Vetting, pre-vetting, nu-l interesează pe cetățeanul de rând câte verificări va trece judecătorul sau procurorul, pe el interesează calitatea actului de justiție. Și da, eu sunt de acord că acesta este un proces dur. Este o procedură care urmează să fie făcută și ea trebuie să fie transparentă și voi fi de acord cu Ilie Chirtoacă, care spune că noi trebuie să transparentizăm aceste procese și am avut discuții la nivelul full vetting că trebuie audierile să fie publice. Rezultatul la pre-vetting vorbește despre asta. Societatea altfel percepe lucrurile. Uitați-vă la sondajul de astăzi care a fost lansat. Avem o altă percepție din profesii referitor la independența și imparțialitatea și necesitatea reformelor în justiție. Nu pot să nu mă refer la nivelul de pregătire și salarizare a funcționarilor instanțelor de judecată. Haideți puțin să ne concentrăm acolo, să-i ajutăm pe judecători și pe funcționarii din instanțe să livreze ceea ce vrea societatea. Și poate prin acest proiect este cazul să coborâm la nivelul funcționarilor din instanța de judecată și nu doar la nivelul Curții Supreme de Justiție. Da, este importantă Curtea Supremă de Justiție, domnul Guzun, dar în contextul reformării Curții Supreme de Justiție, imaginați-vă ce volum se va pune și ce importanță va avea instanța de fond și instanța de apel. Și de asta este important să coborâm acolo jos și acolo jos să asigurăm că actul de justiție nu va suferi datorită reformării Curții Supreme de Justiție, care este foarte necesară în societate și despre acest proces tot trebuie să informăm societatea și iată, prin acest proiect cred eu că avem posibilitatea să participăm la reformele care urmează să le facă. Eu nu pot să nu recunosc că avem o comunicare foarte bună cu Parlamentul atunci când vorbim despre proiecte de legi care afectează sectorul de justiție și avem comunicare. Și această comunicare trebuie să regăsească la toate nivelele. Și societatea, noi, avocații, judecătorii, procurorii, organizațiile din societate civilă trebuie să fie ascultate și trebuie să fim auziți. Asta este cel mai important. În rest, eu nu-mi doresc decât succes, nu pot decât să doresc succes partenerilor în realizarea acestui proiect, acestui program și după mine, în situația în care noi o să putem să coaptăm aici
mass media, societatea civilă, împreună cu campanii de educare în masă, educare juridică, cu siguranță se va ajunge la nivelul scontat. Da, va fi dureros să avem o justiție independentă și echidistantă, dar fără sacrificii nu avem de ales. Trebuie să mergem înainte. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Popil. Dacă vrea cineva să intervină, dar între timp vreau doar să știu dacă mai sunt doritori din sală. Da? Domnul Guzum. Și după asta altcineva. Mi-mi pare rău că v-ați creat impresia că accentul a fost pe Curtea Supremă de Justiție. Eu am menționat despre volumul mare de lucru a judecătorilor din instanță. Am vorbit despre salariile mici, nu am dat exemple de diferență de salarii, dar recent, într-o hotărâre a Consiliului Superior a Magistraturii, la inițiativa mea, împreună cu colegii din instanțele judecătorești și din Consiliul Superior a Magistraturii, am făcut o analiză și o să o facem în mod grafic mai informativ ca să vedeți care sunt salariile mici, aș zice o mizerie, pentru persoanele care activează în instanță și pe ei sunt această presiune. Deci, eu când am vorbit de Curtea Supremă de Justiție, am mers într-o ordine anumită consecutivă, nu pentru că asta ar fi unica prioritate sau prioritatea majoră. Și am menționat că judecătorii care sunt transferați la Curtea Supremă de Justiție temporar, de fapt, ei fac bine, dacă așa pot să zic, pentru că examinează dosare la Curtea Supremă de Justiție, dar se creează probleme pentru că dosarele, multe care au fost în gestiunea lor, au fost redistribuite colegilor lor și noi suntem conștienți că noi am provocat un volum majorat de lucru dumnealor și eu le mulțumesc pe această cale că și-au sacrificat tot din timpul lor, că au acceptat să fie transferați temporar la Curtea Supremă de Justiție și am acceptat în discuțiile pe care le-a avut dumnealor cu președinții instanțelor judecătorie să-și păstreze dosarele care erau la anumită fază din finalizare. Nu este cea mai bună soluție, eu recunosc, colegii știu, dar noi trebuie în acest impas să ieșim și ziceam că transferul temporar la Curtea Supremă de Justiție a fost una dintre inițiativele care ne-a permis să deblocăm un pic activitatea Curții Supreme de Justiție. Mulțumesc. Doamna Livia Mitrofan, judecătoare. Bună ziua la toți. Deci aș vrea să vă mulțumesc pentru eveniment și organizarea acestui forum, da, de discuții. Discuțiile, eu cred în comunicare eficientă între toți exponenții puterilor și partenerilor care pot contribui la ridicarea încrederii în sistemul judecătoresc. Deci eu am mai vorbit astăzi dimineață la un eveniment despre faptul că noi totdeauna ne adunăm în aceste săli frumoase, aranjate și discutăm despre un nivel superior, despre lucruri frumoase, despre independență, eficiență, dar ne întoarcem ulterior în birourile noastre, noi și sistemul judecătoresc, între mii de dosare, între condiții de lucru, așa cum ele sunt, fără personal, adică lucruri elementare. Și eu aș vrea că, mie îmi pare că este o disconcordanță între tot ce aici se discută și realitățile în care noi trăim, cu toată stima și respectul. Eu sunt pentru reforme și eu totdeauna particip activ la toate proiectele de lege care eu consider că pot să-mi aduc aportul și particip din timpul meu personal care trebuie să-l petrec cu familia, nu, neneglijând activitatea mea de judecător. Anume că cred că noi trebuie ceva să schimbăm, dar noi trebuie să începem și a cere. Și eu vreau să vă zic că eficiența sistemului judecătoresc va fi atunci doar când va fi fortificată capacitatea de administrare a acestui sistem. Eu vreau să vă zic că un funcționar din cancelare primește salariul de 3.500 de lei, iar grefierul 6.000 de lei, iar asistentul 7.000 de lei. Și acum spuneți-mi mie despre ce fel de reforme și mecanisme trebuie să-i vorbesc eu grefierului meu, care are un salariu de 6.000 de lei, este la chirie, are familie și el îmi spune, zice, eu vă înțeleg perfect, mie îmi place lucrul care îl fac, îmi place să activez cu dumneavoastră, dar eu nu pot să activez în acest sistem, eu nu pot să îmi permit să activez în acest sistem. Ce trebuie să spun eu angajaților instanțelor de judecată care spun, dați-mi e-dosar, implementăm e-dosar, tot scanăm în PIC, dați-ne scanere. Dați-ne scanere funcționale ca să scanăm în PIC. Adică nu știu de ce este această
disconcordanță dintre ceea ce se vorbește și realitățile în care noi trăim. Și eu cred că noi, pentru a ajunge la un nivel mai frumos, trebuie să asigurăm strictul necesar. Noi am mai vorbit despre judecătorii. Păi că noi să avem judecători independenți și puternici, noi trebuie să atragem oameni puternici. Anul trecut mai nu se completau toate funcțiile la Institutul Național al Justiției. La Institutul Național al Justiției unii trebuie să învețe cei mai buni specialiști, abia au fost înmatriculați cei care erau. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că societatea, tineretul din ziua de azi are alte valori decât cei care s-au sacrificat și așa este normal să fie. Ei vor un salariu decent, ei vor condiții bune și noi suntem de acord să trecem toate evaluările, eu chiar și-am trecut una din ele, doar că noi vrem ca în schimbul acestor reforme evaluări să obținem un instrument eficient de administrare a sistemului, astfel încât să ne permită să progresăm pe interior, nu doar pe exterior. Pentru că noi niciodată n-am să progresăm dacă într-o instanță mai mult de jumate locurile sunt vacante de grefier și noi sunăm și ne rugăm, este un grefier liber, dați-mi-l, vă rog, că am o ședință urgentă și nu pot să o fac fără acest. De asta eu astăzi solicitam și de la Ministerul Justiției. Și, apropo, nu pot să nu menționez, eu am reprezentat Consiliul Superior al Magistraturii la Curtea Constituțională și cu salarizarea. Eu am întocmit acest amicus curias cu o colegă de-a mea referitor la nivelul de salarizare a judecătorilor. Și, deci, am fost dezamăgit de, eu personal, de decizia Curții Constituționale, hotărârea Curții Constituționale, dar suntem și mai dezamăgiți de implementarea acestei. De executare. Noi înțelegem când bani mânus, dar nu puteți să ne treceți prin atâtea instrumente și să ne spuneți, dar noi nu avem bani, dar noi nu avem condiții, dar noi o să facem. Pentru că, știți, când s-a început Republica Moldova a devenit independentă, eu aveam 5 ani de zile și noi trebuie să fim conștienți că viața la toți tinerii mai devreme sau mai târziu trece. Și noi, ca să ne mențim în acest sistem, să ne dedicăm, avem nevoie și de un feedback. Și în primul rând aș vrea să, ca atunci când se promovează aceste reforme, la aceasta să se gândească. Oamenii buni, așa cum la modă, acum de amur, deja nu știu, nu-i la modă de vorbit de oameni buni, oamenii profesioniști, competenți și integri, se mențin într-un sistem atunci când sunt asigurate condiții. Dacă nu, ei vor veni și vor pleca. Și noi toți, credeți-mă, cei care lucrăm și cei care... ne doare ceea ce se întâmplă în sistemul judecătoresc și iubim acest sistem judecătoresc, trăim în el, suntem cu gândul la plecare. Toți, practic. Eu, când discut cu colegii, întrebarea este când și ce urmează. Și eu vreau ca voi pe noi să ne auziți. Nu numai aici, dar să ne înțelegeți. Pentru că nu poate un om tânăr, deștept, competent, integru, să jertfească întreaga viață, trecând prin reforme, fără a avea un efect. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă vrea cineva dintre vorbitori să-i vină cu o reacție, după care am să rog să ridice mâna cine doamna Frunze avea aici, vină, te rog, Ecaterina. Noi trebuie să înțelegem că noi trecem printr-un proces de transformare profundă a societății, inclusiv pe sectorul justiției. Da, noi vrem rezultate imediate și asigurarea tuturor condițiilor, dar hai să ne uităm și la experiențele anterioare. Nu poți cumva cetățeanului de rând să explici imediat ce ține de asigurarea tuturor condițiilor și majorarea salariilor când acest lucru s-a mai întâmplat odată și rezultatele au fost și mai proaste. Eu sunt de acord de multitudinea de probleme și sunt de acord de faptul că noi trebuie să găsim soluții la acestea. Dar ele trebuie găsite într-un mod conjugat și prin efort comun, nu doar de a cere și a aștepta să se dea. Cel puțin din perspectiva competențelor Ministerului Justiției. Vreau să dau un exemplu. Anul trecut, atunci când s-a reclamat problema cu lipsa grefierilor la judecătoria Chișinău în special, eu am contactat de câteva ori anul trecut CSM-ul să ni se dea calculele privind judecătorii, grefierii.
Noi nu am primit răspuns. Dar bugetul pe instanțe de judecată este independent. El se formează prin intermediul CSM-ului. Noi, Ministerul Justiției, doar prezentăm pachetul de buget pe justiție, dar nu îl formulăm noi. Dar, și de aceea avem nevoie de un ajutor conjugat aici. Să se facă calculele, necesitățile, câte unități, câte persoane, cât asta costă, estimările și negocieri cu Ministerul Finanțelor în privința identificării acestor resurse. Anul trecut, noi singuri de sine statători, prin intermediul colegilor mei de la Agenția Administrare Judecătorească, am identificat cât grefieri sunt la prima instanță și a doua instanță. Și am reușit atunci să majorăm un 20%, care evident este insuficient, dar a fost un prim pas. În al doilea rând, o mare criză a fost în sistemul de asistență juridică garantată de stat, cu parajuriștii și cu consilierii de asistență juridică garantată de stat. La fel, am reușit să găsim acest resurse ca să asigurăm accesul cetățenilor, mai ales din mediul rural, la serviciile de asistență juridică primară și calificată. Acum, anul acesta, da, înțeleg că a fost adoptată acea hotărâre a Curții Constituționale. S-a vrut altfel. S-a vrut implementarea deodată. Dar nu a fost posibilă deodată. Eforturile au fost depuse considerabil. S-a ajuns la o soluție de implementare parțială. Și eu cred că asta este totuși un pas și un semnal pozitiv extrem de bun din partea statului, că își asumă și înțelege problemele. Și mai mult ca atât, noi nu am avut CSM funcțional până nu de mult. Noi nu am avut o Curte Supremă de Justiție. Cu cine Ministerul Justiției se rezolve problemele pe justiție, când nu este un angajament reciproc? Haideți să ne gândim să ne schimbăm abordarea în soluționarea problemelor. La CSM, da, personal, am fost la săptămâna trecută, deja a doua ședință de lucru cu colegii în cadrul CSM-ului, în vederea problemelor și cum noi să identificăm soluții. Nu ajunge atâta vorbăraie, noi trebuie să vedem cum facem asta. Și asta împreună soluție, nu doar o autoritate să găsească soluția asta. Nu știu dacă v-ați gândit pentru aparatul CSM-ului, de văzut o reorganizare, o optimizare, o prioritizare. Noi trebuie altfel un pic să eficientizăm resursele pe care le avem și canalizarea pe cele mai mari priorități. Comunicarea. Da, un minus foarte mare până acum, bine, până, hai să zic, până la începutul anului curent, a fost comunicarea, lipsa de comunicare, lipsa de informare. Și aici societatea civilă chiar încurajez să ajute autoritățile la comunicare și coordonare. Fiindcă noi cumva toți ne dăm cu părerea despre reforma justiției, toți cunosc cum trebuie soluționat, dar nimeni nemijlocit nu vine să așterne pe o hârtie. Cum asta se fac? Pasul 1, pasul 2, cum fac analiza de impact economică, cum asta fac pe pași, cum implementez? Iată, lucrurile acestea, eforturile astea, toate propunerile astea trebuie coordonate, trebuie sincronizate inclusiv, integrate și să fie un centru de comunicare și de coordonare acțiunilor pe justiție. Ce am încercat noi să facem la Ministerul Justiției? Am creat acea platformă a Consiliului Consultativ, care în mod lunar noi ne întâlnim cu reprezentanții CSM-ului, CSP-ului, sistemul judecător, câte un delegat de la fiecare instanță din țară, de la procuraturi, uniunile profesionale și societatea civilă. Și cred că primele ședințe au fost destul de productive. Am discutat concret cum putem soluționa anumite aspecte. Și asta trebuie de valorificat în continuare. Doi, la fel așa încercăm să consolidăm o viziune și acțiuni comune într-o anumită direcție ce ține de fortificarea instituțiilor anticorupție. O altă platformă care am avut 3 ședințe, să sperăm că o scoatem la capăt și cel puțin sub aspectul că avem o direcție comună. Și în sistemul procuraturii este nevoie de foarte multe resurse suplimentare. Dar haideți să le luăm treptat. Mie mi s-a pus o întrebare. Cum? Vreți să majorați? Am declarat peste tot. Da, este necesar de majorarea salariilor și în special pentru personalul din instanțe și procuraturi, dar și pentru judecători, ca să facem comparative și cu standardele CPR. Cum? Vreți să majorați salariile la judecători când n-ați rezolvat problema pe integritate, corupție? De aceea și noi am prevăzut treptat. Da, a fost pandemia, a fost criza energetică, au crescut foarte mult prețul. Facem treptat acum, măcar o ajustare și după vetting, așa cum am spus, se majorează dublu.
Doamna ministru, vreau să încheiați gândul ca să mai poată interveni cineva din cei din sală, că suntem cam pe sfârșit de eveniment. Haideți să avem o abordare inclusivă și să ne integrăm eforturile. Mulțumesc. Vreau să știu cine mai sunt din doritori de a interveni. Doi, da? Deocamdată, doamna Frunze, dumneavoastră, mai vreți să intervenim? Da, vă rog. Da, rugămintea mea este ca intervențiile să fie scurte, da, ca să reușim. Bună ziua, mă numesc Frunze Maria și sunt membru în Consiliul Superior al Magistraturii, judecător detașat. Eu mă bucur că astăzi IPRE a putut să aducă la o masă reprezentanții tuturor celor trei puteri în stat. Desigur că odată cu obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova s-a obligat să realizeze mai multe condiționalități, 6 dintre care țin de domeniul justiției, iar prima, cea mai importantă, ține de reforma în domeniul justiției. O parte componentă importantă în acest domeniu ține și de activitatea și rolul Consiliului Superior al Magistraturii. Astăzi, așa cum spunea și doamna Raț, așteptările de la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii este una foarte mare. Atât din partea societății, dar și mai mare este din partea judecătorilor. Vreau să spun că atunci când am candidat pentru funcția de membru CSM și din primele zile de activitate, atât eu cât și colegii mei am încercat să soluționăm problemele existente în sistem, care s-au adunat pe parcursul anilor cât am avut un CSM nefuncțional, dar foarte multe din aceste probleme nu pot fi soluționate de către Consiliul Superior al Magistraturii. Și astăzi colegii mei judecători au spus unele din problemele care există în sistemul judecătoresc și pe care le cunosc și eu în calitate de practician judecător. Este vorba despre volumul de lucru și nivelul salarizării judecătorilor, dar și a secretariatului din instanțele de judecată. Astăzi s-a spus despre salariul unui grefier, unui asistent, unui lucrător din cancelarie, dar nimeni nu a spus ce salariu are, spre exemplu, un specialist IT. Pentru că noi vorbim despre necesitatea digitalizării justiției, iar un specialist IT în instanța de judecată are un salariu de 2000 de lei. Este necesar că el scumuleze vreo trei funcții ca să ajungă la un salariu de grefier. Și el trebuie să asigure administrarea și funcționarea a sute de calculatoare, sute de printere, scanere și deci sisteme FEMIDA, da, program integrat de gestionare a dosarelor. Noi nu cunoaștem cu un curier, fără de care iarăși activitatea instanței nu poate avea loc, care un salariu de 1500 de lei. Deci salarizarea în sistemul judecătoresc este una mizeră și foarte, foarte joasă. Și astăzi s-a vorbit că toate instituțiile, inclusiv în ministerie, lucrează la limita resurselor umane. Eu pot să spun că și în sistemul judecătoresc astăzi se lucrează la limita resurselor, pentru că în sistemul judecătoresc ducem lipsă de judecători, dar și mai mult ducem lipsă de personal. Și am spus că putem să realizăm pre-vetting și vetting, să avem cei mai integri și independenți judecători din lume. Dar dacă acești judecători nu vor fi asistați de grefieri și asistenți și ședințele de judecată pur și simplu nu vor avea loc din lipsă de personal, cetățenii nu vor simți efectele prezenței aceștor judecători competenți. Iată, eu și de fapt noi și în cadrul întâlnirilor avute cu reprezentanții puterii executive și judecătrești și executive și legislative, am discutat, de fapt, despre necesitatea majorării salariilor personalului instanțelor de judecată, dar și personalului Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că astăzi suntem în plin proces de reformare a sistemului judecătoresc. S-au făcut mai multe modificări la legislație, inclusiv în noua lege
cu privire la evaluarea și selecția judecătorilor, în care este indicat că până la funcționarea colegiului de selecție, evaluarea și selecția evaluarea judecătorilor și selecția candidaților va fi efectuată de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii. După cum a menționat și domnul Guzun, astăzi doar jumătate din locurile din cadrul CSM-ului sunt ocupate, deci jumătate sunt vacante, din cauza iarăși a salarizării proaste. Pur și simplu nu avem personal care să evalueze aceste dosare. Deci absolut, la moment, absolut tot lucru practic este făcut de către noi, de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Da, doamna Frunze, vă rog să încheiați. Da, și iată, pentru că dumneavoastră ați spus, inclusiv și să acordăm întrebări, eu am o întrebare față de, mai ales față de reprezentantul puterii legislative, care urmează să adopte, de fapt, aceste legi. Deci, ce măsuri deci urmează, sau în cel mai apropiat timp, să întreprindeți pentru a soluționa aceste probleme? Pentru că domnul Guzun a spus că noi am făcut, de fapt, o notă informativă pe aspectul salarizării în instanțele de judecată, și în cadrul secretariatului CSM, ce ține de salarizarea personalului instanței, dar și ce măsuri se întreprind pentru executarea integrală a hotărârii Curții Constituționale din decembrie 2022. Mulțumesc mult! Mulțumesc, doamna Stamate! Se aude? Okay. Noi înțelegem foarte bine că am pus sarcini adiționale, substanțiale, pe umerii mai multor instituții. Nu este vorba doar de sistemul judecătoresc. Ai, dacă ne uităm la adoptarea noului cod electoral, Comisia Electorală Centrală trebuie să funcționeze într-un cu totul alt mod și având cu totul alte sarcini, mai ales dacă ne referim la finanțarea, monitorizarea finanțării campaniilor electorale și a partidelor politice. Și ei la fel se confruntă cu aceeași problemă când IT-știi din Comisia Electorală Centrală au un salariu de 5.000 de lei. Și au rămas unul din toată direcția. Deci noi înțelegem că salariile trebuie ridicate în măsura evidentă a posibilității bugetului Republicii Moldova în corespundere cu noile atribuții pe care le punem pe umerii acestui sistem. Și sistemul judecătoresc, și Comisia Electorală Centrală, și organelor procuraturii. Și dacă o să observați, la fiecare exercițiu bugetar, iată la rectificarea bugetară ultima care a avut loc în această lună, am făcut încă un exercițiu de majorare. Deci s-au făcut anumite majorări. Nu mi le aduc aminte pe toate, dar s-a făcut, de exemplu, ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigație de la CNA a fost majorat salariul. Următoarea rectificare bugetară, vom insista să fie majorate salariile pentru aparatul CSM și personal auxiliar din instanțele de judecată. Adică la fiecare etapă nu le putem face deodată pe toate și vă rog să ne înțelegeți. Este, întrebarea dumneavoastră este absolut valabilă. Nu vă pot spune o dată, da? Dar este în agenda noastră, noi înțelegem foarte bine problemele cu care vă confruntați și respectiv vom face pașii necesari pentru soluționarea acesteia. Mersi. Mulțumesc, domnul Munteanu, vrea să... Eu am foarte scurt comentariu. Eu aveam impresia că curierii au dispărut în secolul trecut. Eu știu numai filme despre curieri. Acum, la modul serios, dar la ce vă trebuie curier? În perioada digitalizării totale. Mie asta îmi pare total greșit din comun. În secolul 20, la sfârșit, mai erau vreo 2-3, dar asta e o dată. Doi, în ceea ce prește angajați care se ocupe de managementul echipamentelor și așa mai departe. Deci, așa cum se întâmplă cu contabilitățile care se fac outsource, asta trebuie să se întâmple cu orice IT. Nu trebuie să aveți angajat care să-i plătești 2 sau 7 sau 10 mii de lei. Este treaba unei companii care trebuie să administreze. Și anume așa, după mine, trebuie să formeze bugetul. Dar dacă noi o căutăm să avem salariat care se ducă la o hârtie în altă instanță și se numească curier și cu toate garanții, lucrul ăsta nu are cum să fie reflectat într-un buget eficient. Asta ține de managementul pe instanță, nu?
Da, ce ține de întrebările dumneavoastră, domnul Munteanu, deci pot să spun că astăzi grefierii expediază prin intermediul poștei electronice absolut toate comunicările, citații, acte de dispoziție, emisie de instanța de judecată, acolo unde participanții indică poșta electronică. Dar, din păcate, avem încă foarte mulți cetățeni, mai ales pe dosarele cu companii de microcreditare, ce ține de încasarea serviciilor comunale, care nu este indicată nicio poștă electronică. Și atunci citarea se realizează încă prin intermediul scrisorilor cu recomandate. Iată de ce avem nevoie inclusiv de aceste persoane în secretariatul instanței de judecată. Ce ține de contractarea unor specialiști IT, eu consider că asta poate ar fi mai bine pentru instanțele de judecată să contracteze niște specialiști foarte, foarte buni în domeniul ăsta, dar asta cu siguranță o să ne coste mai mult. Plus, nivelul tehnicii existente astăzi în instanțele de judecată, deci lasă de dorit, este unul foarte vechi. Unele calculatoare, printere, au câte 10-15 ani vechime, da? Și ele se defectează în fiecare zi. Iată de ce noi avem nevoie de asistență tehnică, deci zi de zi. Iată, în sediul centru ne activează peste 60 de judecători, deci avem foarte multe calculatoare. Deci la fiecare minut, la cineva nu funcționează PICD-ul, la cineva nu funcționează calculatorul, la cineva nu funcționează un printer. Și este nevoie de asistență permanent tehnică. Și chiar dacă noi am contractat aceste servicii, deci oricum personalul acestora sau reprezentantul acestei firme ar trebui să se afle în... Da, este clar. Mulțumesc foarte mult, domnul Echimovski, ultima intervenție, pentru că suntem deja în depășire. N-am să vorbesc despre lucruri evidente, salarizare, vreau să constat iarăși, că de obicei, în vreo multe ani, nu s-a pronunțat cuvântul procuratură. Despre salarizare, în 2010, Curtea Constituțională a uitat de noi, acum iarăși, roda bancară cu SAPA, precând în alte instituții, oamenii o fac cu tancul. Nu am avut nici resurse umane, nu am avut nici resurse bugetare pentru chestiunea asta. Acum vreau să pun în discuție și atitudinea. Nu vom obține rezultate și încredere în procurori și judecători dacă atitudinea anumitor actori politici și anumiți actori societăți civile va rămâne aceeași, o atitudine neselectivă în care toți procurorii și toți judecătorii sunt corupți din start, fără o apreciere individuală, cu acest succes vom ajunge că nici vetnicul nu va aduce acea încredere în fața societății, în judecătorii care vor trece și în procurorii care vor trece. Vă dau un exemplu. În 2019 explicam procurorul general interimar, domnul Robu, ce am eu în vedere prin încredere și prin percepții. Mirosea urât în Chișinău. Și am spus că probabil că este o problemă a procuraturii. Mi-a luat râs și a spus, dar procuratura ce mai are cu mirosul din Chișinău? Răspunsul i-au dat niște politicieni în presă care au explicat societății că de fapt miroase urât pentru că procuratura nu se ocupă de acest fapt. Aș vrea ca și procuror, ca societatea civilă și politicienii să explice societății cu ce se ocupă un judecător, cu ce se ocupă un procuror, care sunt provocările în activitatea acestora, și de ce lucrurile au mers greu până acum, de ce le vor merge bine în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Suntem deja pe ultima parte a evenimentului, concluzii. Am să vă rog foarte scurt, mai puțin de un minut, să veniți cu una, două propoziții de concluzii pentru aceste discuții pe care le-am avut. Mai întâi, doamnele! Cred că una din concluziile care pot fi astăzi conturate este faptul că avem nevoie de o comunicare constructivă și implicare împreună în identificarea soluțiilor.
Urmarea discuțiilor care le-am avut atât în cadrul Ministerului Justiției și în cadrul ședinței cu CSM, cel puțin din partea Ministerului Justiției, noi am identificat niște soluții pe care o să le valorificăm la maxim posibil acum în cadrul următorului exercițiu de rectificare bugetară. Vedem cine va ieși, prioritatea fiind personalul din instanțele de judecată. Nu știu cât, cum, aici este o altă etapă, este vorba despre negocieri. Ceea ce ține de problemele din interiorul instanțelor de judecată, aici cred că cu toții trebuie să găsim soluții și la nivel de administrare pe internă a instanțelor de judecată și de formulare a necesităților soluțiilor. Sigur că probleme sunt în toate domeniile, în toate instituțiile și credeți-mă că am și eu subdiviziunea ale Ministerului Justiției unde flutură vântul, iar eu am de făcut, uitați-vă câte condiționalități și acțiuni, reforme, nu este simplu deloc, dar printr-o abordare comună și mai ales printr-o identificare a soluțiilor într-un mod mai inovativ, eu cred că pas cu pas noi putem să reușim să îndeplinim, fiindcă reforma justiției și combaterea corupției trebuie înțeleasă ca o responsabilitate comună și nu a unei părți, fără implicarea celelalte părți. Și așa se va îmbunătăți și imaginea și a judecătorilor, și a procurorilor, și a avocaților, și a politicienilor, și a întregii societăți. Fiindcă imaginea nu cred că neapărat este creată în totalmente doar de cineva. Îmbunătățirea imaginii pornește și de la acțiunile proprie a fiecăruia. Mulțumesc. Doamna Stamate, vă rog. Eu cred că împreună vom reuși cu eforturi consolidate din toate părțile. Eu cred că putem să reușim. Cu siguranță există voință în toate instituțiile. Eu văd reprezentanți a majorității instituțiilor care sunt implicate în reforma justiției aici și eu văd voință din partea tuturor să reușim. Așa că dacă pe undeva ne scapă ceva, vă rog să ne semnalați, noi vom face același lucru. Cu o comunicare și coordonare reciprocă, cred că vom reuși în 2 ani de zile, dar poate și mai devreme, să ne întrunim în cadrul unui eveniment similar și să ne bucurăm de primele rezultate frumoase obținute în reforma justiției. Mersi. Domnul Guzan. Pentru Consiliul Superior al Magistraturii, un pas înapoi nu poate exista și niciun fel de conciliere sau să dăm înapoi atunci când vorbim de integritate. Vom continua să depunem eforturi mai multe pentru a eficientiza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și de a contribui la eficientizarea activității instanțelor judecătorești și o mai bună examinare în termen a dosarelor, inclusiv prin numirea în funcție a judecătorilor. Prin asta ne dorim foarte mult să asigurăm prin aceste acțiuni o justiție independentă și să avem o justiție care se emane încredere. În același timp, concluzia mea este pentru sistemul judecătoresc ca noi să reușim să facem aceste lucruri. De fapt, mingea este la dumnealor, pentru că prin hotărârile care le adoptă, ei demonstrează independența lor, dacă sunt integri și faptul că dacă vor fi niște hotărâri judecătorești predictibile, sunt sigur că persoanele mai puțin vor veni în instanțele de judecată pentru a încerca prin diferite acrobații juridice să adopte o altă justiție, dar cumpărată. Mulțumesc. Și societatea civilă, domnul Chirtac. Eu îmi doresc mult o societate civilă vibrantă, colegi, parteneri care pot să mențină ochii pe autorități și pentru asta este nevoie de efortul și din partea organizațiilor societății civile pentru a cultiva această necesitate de parteneri vigilenți care monitorizează, care asigură opinii alternative. În perspectivă, și aici poate că sunt optimist, eu totuși cred că în acest an de zile, dacă putem spune, totuși foarte multe lucruri s-au reușit. Acum, ceea ce contează este păstrarea lor, dar și prioritizarea astfel încât atunci când tragem linia în câțiva ani, să vedem că în perspectivă aceasta a fost o perioadă productivă în care Moldova a practic asaltat în,
clasamente internaționale în partea ce ține de Rule of Law Index sau în indici ce țin de libertatea presiei și de climatul pentru societatea civilă. Noi vom sta vigilenți pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor prezenți la evenimentul de astăzi și vorbitorilor și onorați asistență. Asta este finalul evenimentului de lansare a proiectului Asigurarea Integrității, Eficienței și Independenței a Sistemului de Justiție din Moldova. Succese celor care trebuie să implementeze angajamentul, în primul rând, față de cetățeni de a avea o justiție independentă și eficientă în Republica Moldova și succese reprezentanților societății civile, presiei și a tuturor cetățenilor să monitorizeze și să facă o presiune sănătoasă pe cei care trebuie să le asigure o justiție independentă. Mulțumesc.